Asta este începutul oficial și mie îmi plac ședințele. Așa cum am spus un pic mai devreme, am început această idee de a face acest atelier de la zgomotul pe care îl aud de la multe persoane din jurul meu, și anume nu mai suportăm să stăm în ședințe. Și de fiecare dată că îi întreb ce s-a întâmplat, de ce nu-ți mai plac, care e problema, întotdeauna problemele au legătură cu volumul foarte mare de ședințe. Cumva, odată cu intrarea în online, oamenii au fost bombardați cu mult mai multe ședințe din dorința de a păstra comunicarea, de a păstra discuțiile deschise, de a scoate cumva informațiile așa cum le scoteam poate înainte de la o cafea, de la o țigară, de la masa de prânz și așa mai departe. Lipsa aceasta de comunicare sau de apropiere ne-a făcut să ne panicăm și să ne dorim să băgăm cât mai multe ședințe, doar o să avem același gen de relație. Evident că nu s-a putut și atunci lumea a ajuns cumva la o supra-saturație. O altă categorie de oameni care nu mai suportă ședințele sunt cei care n-au fost învățați cu multe ședințe și dintr-o dată s-au aflat pe o poziție unde ședințele sunt la ordinea zilei. Când intri pe o poziție de management, de exemplu, sau intri pe o poziție care are legătură cu multe ședințe în proces, cum este vorba în agilitate de procesul de Scrum, care are anumite ședințe unde trebuie să vii. Dacă nu ai fost învățat cu acest gen de ședințe, atunci ți se par foarte multe. Mult mai multe sunt când intri în scaled agile. Iarăși, ai foarte multe care durează foarte mult timp și pare puțin timp pentru programare. Bun, în momentul în care intri în toate astea, încep să îți dai seama că nu mai suport. Există anumite trucuri care pot fi făcute sau pot fi folosite de cei care facilitează sau chiar și eu ca și participant, astfel încât să nu ne mai simțim plictisiți, să nu simțim că ședințele sunt fără vreun succes real și așa mai departe. Nu voi intra în foarte multe tehnici de facilitare, pentru că am avut un alt atelier care s-a bazat cumva pe tehnici de facilitare, de cum ne organizăm ședințele și așa mai departe. Însă dacă sunt întrebări orientate spre zona asta, eu pot să le accesez fără să fie oarecum parte din acest atelier. Acum, cam toată lumea mă cunoaște, nu are rost să vă spun eu prea multe despre mine. Sunt Andreea și poza aceasta mi-a făcut-o foarte frumos Nadia acum vreo 2 ani, când mă aflam la ea pentru a susține din spate Peak IT și acolo în spate vedeți că am un colț de munte, se pare că îmi plac zonele acestea montane unde măcar priveliștea este frumoasă, chiar dacă accesul acolo este destul de greu. Eu sunt în momentul de față project manager, însă sunt pasionată de tot ce înseamnă zona de facilitare online sau on-site. Îmi place să cred despre mine că pot să ajut oamenii să se simtă bine în anumite situații, gen în ședințe unde poate nu întotdeauna ne simțim comod, nu ne place, dar cumva încerc să aduc ceva astfel încât oamenii să vrea să participe măcar. Bun. Acum, ce mi-aș dori eu este ca fiecare dintre voi să pună în chat un lucru care vă deranjează la ședințele voastre sau un lucru pe care doriți să-l schimbați. Eventual să nu fie numărul, pentru că acolo nu vă pot ajuta absolut deloc. Numărul de ședințe la care sunteți invitați ține de alți oameni, însă mi-aș dori în chat să puneți ceva ce v-ați dori să schimbați la ședințele voastre. Acest lucru pe care voi îl scrieți acum va fi un pic discutat la finalul discuției, la finalul prezentării mele, astfel încât să văd cumva dacă eu cu ce am pregătit am reușit să vă ajut și să vă dau o idee de cum puteți să schimbați acel lucru eventual. Da? Deci vă las cumva un minuțel să vă gândiți, să puneți în chat. Am să citesc și eu ceea ce spuneți voi, o să le citesc cu voce tare, oricum le vede toată lumea, nu este o problemă asta.
Bun, avem lipsă de feedback a participanților. Reacții care nu se văd, web închis, microfon pe mut când se pun întrebări. Bineînțeles, acei greierași care se aud în momentul în care pune cineva o întrebare sunt fantastici. Adică, mie îmi plac la... Zicea cineva că sunt absolut fantastici și trebuie să-i lăsăm să fie acolo, pentru că din acea liniște stânjenitoare, cineva va spune ceva. Și trebuie doar să ai răbdare. Ca și facilitator, trebuie să ai doar răbdare. Alexandra, doar să citesc și după aceea o să te Opsa rog din să... greșeală, scuze. Ah, da? Ok, bine. Bun, când nu atingem scopul ședinței decât pe final, lipsa reacțiilor sau a răspunsurilor, durata, lipsa de overview asupra subiectului, ce avem până acum, unde suntem, de ce suntem aici, cum știm că această ședință a avut succes, small talk-ul superficial de la început. O, Doamne, Lavinia, am zis un lucru! Astea sunt șapte! Scuze, am crezut că trebuie să le punem pe toate. Reușesc, da, aia zic, așa, dacă pui unul, sunteți șapte oameni, poate reușeam să acopăr măcar trei dintre ele, dar dacă O tu să pui alegi ce șapte... vrei tu, Andreea. Ce vrei tu? O să aleg unul și după aceea o să zici, da, dar nu era aia important. Va, toate sunt, toate sunt Cred că la tine nu importante. se experimenteze și sunt clar. Suntem Da, mai da, mulți, de da, da, fapt, da. aici. Aici, hai să și eu alte Așa. întrebări. Îmi imaginez că Lavinia oricum nu se vede, deci mi-o imaginez pe Lavinia și grupul de prieteni în spate care ascultă și zi și dă aia, mă, Lavi, mă, zi și dă aia. Glumesc. Cum să-i întrerup pe participanți când duc discuția în altă direcție? Asta este ușoară. Am învățat-o de la cineva, când respiră. Știi? Că sunt unii care vorbesc mult, 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 mult. În momentul în care simți că trebuie să respire, atunci zici, și totuși, hai să întrerupem. Asta pentru că am avut pe cineva care nu se mai oprea. Putea să vorbească jumătate de oră fără să respire aproape. Deci mi este greu și acum câteodată să opresc acea persoană, dar caut momentul în care respiră. Dar, foarte bun punct de vedere. Bun. Cam acestea au fost răspunsurile voastre și vă mulțumesc mult de tot. Vedem până la sfârșit, vedem dacă măcar una dintre sugestiile mele vă va ajuta. Și mai am o întrebare înainte să merg la slide-ul următor. Voi vedeți tot ecranul, da? Deci nu vedeți cum văd eu cu pozele. Eu văd și pozele voastre. Voi nu vedeți pozele voastre, da? Voi vedeți în ecran doar prezentarea mea. Vedem și Ok. pozele, Că nu? obturează un pic din prezentare și să nu vă iau din... Se văd și pozele, dar eu le-am tras pe alt ecran și atunci. Bine, na. Aia înseamnă că ține de tine. Bun. Haideți atunci să intrăm în pâine. Cam toți dintre voi ați spus că sunteți cumva orientați pe zona de facilitare, sau majoritatea, pentru că Nadia a zis că acum mai de curând a intrat într-un rol unde e participant mult mai des la ședințe, dar majoritatea, din câte am înțeles, sunteți Scrum Master, Project Manager care vreți intra pe Scrum Mastering și așa mai departe. Deci cumva privim din perspectiva omului care trebuie să participe să faciliteze aceste ședințe. Eu m-am gândit la câteva dintre ședințele unde, mă rog, dintre ședințele mele, ca să zic așa, că poate nu sunt toate ședințele aici apuse sau sunt sub o altă formă. Acum, noi putem întâlni la locul de muncă ședințe de status, alea sunt cele mai plictisitoare by far pentru orice persoană. Dacă întreb cumva ce ședință este cea care îți aduce cele mai multe probleme, este ședința de status. Acele ședințe în forum cât mai mare, în care fiecare are un anumit slot alocat. Este ședința în care se poate face cele mai puține lucruri, pentru că este cea mai rigidă din punct de vedere al structurii. Când e vorba de structură, nu prea putem să lucrăm. Ce putem să facem este să îmbunătățim cumva anumite perspective, dimensiuni ale ședinței, însă nu se pot schimba foarte multe și aceste ședințe de principiu, dacă nu ești dacă nu sunteți în subiect și nu sunteți membru așa interesat maxim de status, s-ar putea să fie plictisitoare. Dar și acolo se poate găsi ceva de îmbunătățit. Ședințele legate de proces. Acestea, în zona aceasta sunt aceste ședințe de Scrum,
daily-urile, review-urile, retrospectivele și așa mai departe. Sunt ședințe care pot fi îmbunătățite foarte mult. Dacă există un pic de liniște, să poți să-ți pui mintea la contribuție și să găsești fix acele lucruri care deranjează. Și asta o poți afla de la oameni. Atelierele, cum sunt acesta, e un atelier în care să prezinți ceva, să faci niște activități, sunt cele mai ușor de folosit în a jongla anumite tehnici și sunt de cele mai multe ori cele mai puțin plictisitoare. Dacă găsiți ateliere care sunt plictisitoare, să știți că omul respectiv nu are ce să caute în poziția de trainer la acel atelier. N-ai cum. Conferințele pot fi plictisitoare dacă cumva v-ați dus pe undeva unde aveați niște așteptări foarte mari și când ați ajuns acolo discursul oamenilor a fost unul monoton și ele pot fi îmbunătățite și dacă cumva veți fi în poziția de a prezenta, măcar să știți, să învățați un pic de tehnică de prezentare, are Nadia niște tips and tricks fantastice, astfel încât să țineți oamenii engaged. Cursurile, aici vorbesc atât de cursuri de la facultate, unde cu toții știm cât sunt de plictisitoare, mai ales când e vorba de un babălă care îți povestește de anumite chestii, dar pot să fie și interesante dacă vine o profesoară frumos îmbrăcată sau un profesor mai pus pe glume și așa mai departe. Și acolo există mici lucruri care se pot face. Brainstorming-ul sunt ședințele acelea în care toată lumea vine pentru a putea pune țara la cale și acolo se poate jongla foarte mult pentru că pot deveni fie plictisitoare, fie oamenii să nu dorească să ia parte și atunci se poate să ne întrebăm de ce au fost invitați dacă nu este zona lor. Și ultimul gen de ședință la care eu m-am gândit cel puțin sunt ședințele, așa le-am numit eu, ședințe de partid. Sunt acele ședințe obligatoriu în marile companii, town hall-urile, ședințele în care trebuie să intri dacă vrei să afli cam care mai e povestea companiei, ce viziune mai are, ce schimbări mai vrea să mai facă și așa mai departe. În momentul de față, de exemplu, eu sunt supra-saturată de acest gen de ședință pentru că compania mea este într-un proces de preluare de către o altă companie și odată pe săptămână, odată la două săptămâni, mai aveam o ședință de partid în care ne mai povestesc ce mai negociază ei. Nu mă interesează foarte mult acum, o să mă intereseze în momentul în care trebuie să dăm cu subsemnatul să fim mutați. Mai există altfel de ședințe pe care voi le-ați întâlnit și pe care eu nu le-am menționat aici? Nu, la mine. Nu. Nope. Nope. Bine. Mulțumesc mult de tot. Bun. Atunci, odată ce știm ce fel de ședințe putem avea, putem să identificăm ședința, tipul de ședință și atunci să știm și ce putem să facem astfel încât lucrurile să meargă un piculeț mai bine. Acum, există anumiți factori care pot influența atât participarea cât și rezultatele și despre asta aș vrea eu să vă vorbesc un pic mai mult. Sunt niște detalii de care uneori ținem cont, alteori nu, în funcție de, nu neapărat de nivelul de pregătire al nostru, cât de conștientizarea lucrurilor. Pentru că în momentul în care eu am început să fac această prezentare și să mă pregătesc pentru ea, am citit și m-am documentat legat de anumite lucruri de care nu aș fi ținut cont, poate, în trecut. Sunt lucruri de care țin cont pentru că le-am aflat la începutul trainingului meu în facilitare, însă au fost niște aspecte pe care eu le-am ignorat absolut involuntar sau din uneori și din necunoștință de cauză. Alte lucruri le-am făcut pentru că așa îmi veneau mie natural și după aceea am descoperit de ce le făceam. Și sper să aveți și voi acest sentiment. Sper ca la final măcar ceva nou să fi aflat sau să măcar să fi conștientizat legat de ceea ce faceți sau ce nu faceți, astfel încât să puteți să vă îmbunătățiți. Unul dintre factorii care influențează cel mai mult din punctul meu de vedere este invitația
la ședință. Felul în care noi trimitem invitația contează foarte mult și vom discuta un pic de faptul că fiecare invitație trebuie să aibă o anumită structură, astfel încât să stârnească dorința de a participa acolo. Dacă din invitație eu primesc mesajul de ce sunt eu invitat aici, e clar că ori invitația a fost trimisă prost, ori eu nu sunt persoana potrivită pentru a participa acolo și poate că aș putea să-i dau cancel și să mai mi eliberez o oră și jumătate din programul meu. Acum, mărimea grupului contează foarte mult. Atât mărimea grupului de oameni invitați la ședință, cât și oamenii care sunt organizați în anumite activități. Și veți vedea cum, dacă cumva aveți ședințe în care puteți să jonglați cu numărul de oameni și să-i grupați sau să faceți anumite activități care să fie în grupuri mai mititele, ajută mult la trezirea oamenilor din starea de adormire. Tipul de gândire al participanților. Aici ne referim cumva la faptul că trebuie să lăsăm spațiu oamenilor să gândească anumite idei și să nu-i bombardăm în mod constant cu informații. Trebuie cumva ei să aibă și un timp ăsta de gândire. Cum v-am oferit eu la început, gândiți-vă la un lucru fiecare, astfel încât să pot să-mi pun și eu ordine în gânduri și să pot să dau mai departe mesaj. Poate puteți să introduceți asta în anumite activități, pentru că am observat și eu că nu prea las timp oamenilor să gândească în timpul ședințelor. Cumva mergem pe repede înainte că avem timpul scurt. Modalitatea de implicare a participanților, iarăși, în funcție de cum vrem să facem anumite activități, dacă vrem să îi facem singur sau în perechi sau în grup foarte mare, contează foarte mult în crearea aceasta de stare de spirit pozitivă și de dorință de a participa. Energia participanților. Să știți că eu nu m-am gândit de multe ori la energia oamenilor care trebuie să participe la anumite ședințe și mi-am pus ședințe la ore nepotrivite, la care oricum nivelul de energie al omului este în scădere, dar cumva în mintea mea atunci am găsit timp. Bun, dacă doar atunci am găsit timp, trebuie să găsesc ceva să-i scot din starea asta. Da? Trebuie să luăm în calcul și acest aspect. Inclusiv, de exemplu, sâmbătă de dimineață, clar, oamenii sunt adormiți, poate au petrecut, poate nu, dar clar, un weekend de dimineață nu sunt orele potrivite pentru ateliere. Motiv pentru care trebuie să vă mai spun un alta. Ce fac eu acum este oarecum plictisitor. Instrucțiuni oferite, felul în care spunem ce vrem să facă oamenii, ajută sau nu. Felul în care îi lăsăm să se organizeze ei singuri, poate să-i ajute sau nu. Depinde foarte mult de grupul cu care avem de face și de subiectul de care ne legăm. Timpul și spațiul ședințelor, iarăși, contează foarte mult. Eu sunt pro ședințe asincrone, sau mă rog, discuții asincrone, nu neapărat să mă întâlnesc cu persoanele de fiecare dată pentru a lua o decizie. Se mai poate întâmpla o decizie și pe lângă ședință. Stiluri de învățare. Fiecare dintre noi are un stil de a învăța și de a percepe informația care să fie diferit de celorlalți din jurul meu și s-ar putea ca dacă persoana care este în fața mea doar să mă pună să citesc slide-uri sau doar să mă pună să fac, doar să-l ascult, s-ar putea să mă plictisească. Eu recunosc că sunt plictisită de slide-uri și de voci, mai ales dacă sunt monotone, motiv pentru care am nevoie de ceva pe lângă. Dar poate, nu, poate așa sunt eu, nu și voi. Bun. Cam acestea ar fi factorii de care eu mă voi lega astăzi. Nu doresc să adaug foarte mult. Oricum, cred că va fi o ședință mai scurtă pentru că suntem un grup mai mic. Până aici, există ceva ce credeți că voi, citindu-le, vă las un minuțel să vă gândiți, din ce am pus eu pe hârtie, este ceva ce credeți că pe voi personal vă va influența mai mult sau mai puțin sau de care vă veți lega mai mult sau mai puțin în momentul de față, fără să știți mai multe detalii? Pe mine unul mă interesează timpul și spațiul ședințelor. Ai pomenit de ședințe asincrone.
Da. Și aici aș vrea mai multe detalii și o mică remarcă. Aici pe slide, tipul de gândire al participanților. Era Da. timpul. Eu recunosc că adormit fiind, m-a dus ideea în altă parte, după care m-am prins, băi, e timpul de gândire. E undeva între timpul și tipul de gândire. O să vezi. Cred că ai spus bine, interesant, da. Cred că merg ambele. Da. Corect. Alte păreri? Că și eu tot la Da, timpul de gândire al participanților m-am gândit, să știi, Andreea. bine. Și asta e o chestiune destul de importantă și interesantă de menționat, că de multe ori și eu, nu știu, se întâmplă să pun o întrebare și să nu las timp omului să gândească, să-mi răspundă la întrebarea respectivă. Adică pun, nu știu, întreb developerii ceva și eu imediat, haide, ce faceți, pierdem timp mai repede. Și oamenii stau și gândesc efectiv răspunsul ăla și uit chestia asta de multe ori și apoi mă pic singură și zic, ok, lasă omul să gândească, dă-i timp de reacție, știi? Deci, cred că asta e și tipul de gândire, clar. Foarte important. Și pe mine tot tipul de gândire m-ar interesa, pentru că Da. simt că de multe ori lumea vine, e că au entuziasme, că își doresc să fie acolo, dar vine așa ca șopăr, știi? Cineva trebuie să le prezinte, cineva trebuie să facă, ei doar să stea și să privească. Pe mine m-ar interesa și partea asta cu stiluri de învățare. Ai zis că și slide-uri și voci și altceva, Și acel altceva altceva. mi-a trezit interesul. Ce ar fi altceva? Apropo de și altceva, fac o scurtă pauză, scuze dacă mai vrea să mai zică cineva ceva. Probabil Lavinia, că era singura extra pe care n-am auzit-o. Am fost la un curs de facilitare și undeva la final de o activitate a zis tipa, acum facem 5 minute de meditație. Și eu mă uitam așa în ecran și zic, ce să facem? 5 minute de meditație. Și ne-a pus o muzică de aia liniștitoare și ne-a dat instrucțiuni și după alea 5 minute eram revigorați. Ea a simțit nevoia că suntem un pic cam agitați, așa eram frenetici și a zis hai să ne liniștim un pic. Și a ajutat. Și e stilul de învățare cumva amestecat între auditiv și kinestezic. Că făceai și ceva și ascultai. Apropo de ce altceva ai putea face. Foarte interesant. Nu m-am gândit la o ședință în zona noastră să introduci un moment de meditație, da? Să știi că nici eu nu m-am gândit, dar uite că există. S-ar putea să găsești, dacă stai să o gândești un piculeț. Bun. Haideți să. O să iau o pauză de 2 minuțele să mă mut în interior, pentru că au ieșit copiii afară și voi nu-i auziți, dar eu îi aud destul de bine. Asta pentru că fac o mică pauză. Puteți să vă duceți să vă luați un pahar cu apă, să vă întindeți brațele și ne auzim în 2 minuțele. Da? Moment de Ok? meditație. Un moment de meditație, exact. Dacă aveam și muzică pregătită, aia era. Păi n-avem noi YouTube pe fundal, e ok?
Ok. S-a reglat și camera mea. N-am. Dacă permiți, Andreea, când ajungem la partea asta cu chestii extra, aș avea și eu o tehnică de adăugat acolo. Foarte bine. Îmi place. Îmi place. Bun. E toată lumea prezentă? Ridicați mâna dacă ați revenit. Da, da. Și să-mi ziceți dacă mă vedeți bine sau trebuie să... Dacă ajutăm vreun fel. Probabil bine, că bine. Nu. Ok. Bun. O să fie o pauză în prezentare. Yay! Invitația la ședință. Cum am spus un pic mai devreme, cumva orice fel de ședință pe care o avem, fie ea de status, fie ea de atelier, fie zonă de brainstorming, fie ședință de partid, fiecare dintre ele trebuie să fie pregătită înainte. Nu putem să intrăm într-o ședință fără să fim pregătiți și să avem o structură a ședinței, pentru că asta înseamnă că noi, ca și facilitatori, nu ne-am făcut treaba. Nu avem neapărat grijă de uneltele muncii noastre și de munca noastră, pentru că înțeleg că multă lume, când zice Scrum Master sau Project Manager, are o anumită preconcepție. Însă, dacă ești un Scrum Master bun sau un Project Manager care facilitează multe lucruri, dacă ești de meserie, ca să zic așa, atunci foarte mult timp îl petreci în zona de învățare. Te educi astfel încât să poți să fii cea mai bună versiune a ta. Și pentru că mult timp îl petreci în ședințe, trebuie să arăți calitățile tale acolo, să fii un facilitator bun. Și începi să fii un facilitator bun cu invitația la ședință. Acolo, eu cel puțin văd dacă omul respectiv știe despre ce se vorbește sau nu. O invitație la o ședință unde am o propoziție, ne întâlnim să, pentru mine este irelevantă și de cele mai multe ori spun nu. Chiar și atunci când ai discutat cu omul înainte și ai zis, ok, hai să punem o ședință să discutăm face-to-face, trebuie să-mi spui de ce ne întâlnim. Da? Și atunci, atâta timp cât îmi pui motivul pentru care mă întâlnesc cu tine, eu voi decide dacă vreau sau nu să mă întâlnesc, dacă este important ca prezența mea acolo să existe. Căci dacă ne întâlnim doar de amorul artei sau doar pentru că se discută ceva și ar trebui și eu să fiu informată, mulțumesc, pot să primesc niște notițe la final de ședință și să fiu informată de acel lucru. Nu trebuie să-mi pierd, pentru că eu consider că mi-am pierdut, o oră, jumătate de oră din viața mea doar ca să te aud pe tine vorbind. Da? Deci poți să-mi trimiți un mail, același efect îl are. Pentru că am intrat acolo jumătate de oră și nu te-am ascultat, sau mi-ai trimis un mail și l-am citit pe diagonală. Cu atât am rămas eu la final. Da? Ne pregătim în momentul în care trimitem invitația să punem, măcar într-o propoziție, două, de ce ne întâlnim. De ce este important pentru mine. Trebuie să-mi stârnești curiozitatea și dorința de a participa la acea ședință. Apoi, rezultatul. Ce ne dorim să avem la finalul ședinței? Cineva a menționat că are senzația că se întâlnește și nu vede un rezultat la final. Da, pentru că de cele mai multe ori persoana care a creat invitația către ședință a setat niște așteptări, iar la final nu s-a asigurat că aceste așteptări au fost atinse. Nici măcar nu a menționat, ci doar s-a uitat la ceas. S-a terminat timpul. Închidem aici, ne mai întâlnim și data viitoare. Ei bine, asta ține de educația persoanei care facilitează. Nu trebuie să ajungem în situația de s-a terminat timpul, ci cu 5 minute înainte, cel puțin cu 5 minute înainte, să anunțăm că mai sunt 5 minute și că ar trebui să ne orientăm către eventualele concluzii ale ședinței și să vedem dacă ne-am atins sau nu scopul pentru a știi dacă mai departe trebuie să facem anumiți pași. Da? Deci trebuie să ne punem dinainte rezultatul dorit. Dacă eu intru în ședință fără niciun fel de rezultat dorit, fără să știu unde vrem să ajungem, atunci putem să discutăm 5 zile și nu ajungem la niciun rezultat. Cam tot aia este. Apoi trebuie să menționăm participanții. Cine este important să participe? Cine este important să audă, să fie conștient de această ședință. Există, toată lumea știe că în Outlook poți să ai pui opțional.
dacă sunt persoane care sunt opționale pentru că ar trebui, nu știu, să fie informate, nu știu ce manager de deasupra sau vreun team lead de la vreo altă echipă să fie măcar în cunoștință de cauză că se discută despre acest lucru, puteți să menționați și asta în corpul invitației, da? Puteți să spuneți că această ședință, pentru a ajunge la rezultatul dorit, avem nevoie de cineva din echipa aia, cineva din echipa aia și mai departe. Apoi, trebuie să menționăm cel puțin două, trei reguli ce trebuie respectate. Printre aceste reguli putem să menționăm camera deschisă, microfon deschis, putem să menționăm felul în care vrem, nu, felul va fi la proces. Vrem să fie lumea toată prezentă la timp, vom începe sau vom închide cu 5 minute înainte, 5 minute după. Sunt anumite reguli care pot fi menționate înainte sau niște așteptări, cumva. Apoi, proces. Cum ne dorim să se întâmple ședința respectivă? Avem, de obicei, aici intră agenda. Că vrem să avem 5 minute pentru asta, vrem să avem 20 de minute pentru asta, vrem să avem o concluzie în 10 minute și așa mai departe. Menționăm agenda și subiectele de discuție și felul în care trecem prin fiecare, în continuare, pentru a putea stârni curiozitate și, eventual, omul, dacă nu poate să intre în toată ședința mea, să știe cam când ar putea să intre, astfel încât să ajungă fix la bucățica lui. Mie, de exemplu, mi s-a întâmplat să trăiască să iau parte la o ședință la care nu aveam cum să ajung, dar pentru că agenda a fost menționată, am știut că eu va trebui să intru undeva la jumătatea ședinței și dacă intru acolo, șansele mele să fiu în zona care mă interesa erau foarte bune. Da, deci am intrat la ședința era de o oră și jumătate și eu am intrat cam după 40 de minute, am intrat, am stat 10 minute fix cât a fost porțiunea care mă interesa și pe aceea am ieșit. Am menționat în chat că eu atâta doresc, intru și ies. Și atâta și nimeni nu s-a supărat. Pentru că așa trebuie să ne învățăm să reacționăm și să obișnuim oamenii să intre, să iasă, fără să facă un mare tamtam că am intrat eu. Da? Bun. Acela este partea. De-aia zic că e bine să menționați agenda, pentru că există și oameni ca mine care n-au timp. 5 minute mă interesează, 5 minute am intrat. Iar la final ar trebui să menționăm locul. Știu că de multe ori acum suntem în online, dar acest online poate să însemne diverse tooluri, Zoom, Teams, mai sunt Google Hangouts și așa mai departe, sau poate folosim vreun tool de colaborare, gen Miro, gen Trello, gen Jira și așa mai departe. Menționăm uneltele pe care le folosim dacă e vorba de spațiu virtual sau sala de conferințe unde ne vom vedea. În continuare, acest gen de invitație nu se trimite numai pentru ședințele interne, ci atunci când vine vorba de orice fel de ședință, orice fel de atelier, invitație la o conferință, acolo unde voi sunteți cei care sunteți în măsură să trimiteți invitația, asigurați-vă că aveți aceste informații cât mai clare. Întrebări, deocamdată. Eu nu am întrebări, dar pot spune doar că o parte din ele le-am acoperit, dar altele nu, nici nu m-am gândit că ar fi de interes, însă acum când le-ai detaliat un pic, într-adevăr, ajută mult. Eu am încercat să mai adaug așa la, mă rog, în ședințele cu echipa cu care lucrez, niște mici glumițe sau ceva în genul ăsta. Pentru că Interesant a fost că la început colegii nici n-au citit, că erau obișnuiți că atunci când primesc un invite, ok, deschidem și hai să vedem de ce ne-am adunat. Și le-am zis, nu, eu o să scriu de obicei în textul invitației câteva gânduri acolo, să știți în mare despre ce e vorba și nu, am decis să insere și câte o glumiță și acum ei citesc și am văzut că funcționează mai bine. Da, se întâmplă. Eu am o ședință recurentă pe care din când în când o retrimit cu un update pentru că adaug ceva. Și
în momentul în care, la început, la fel cum zici și tu, nu, nici măcar nu citeau, dar pentru că au intrat în ședință și eu deja le cerusem în invitație să facă ceva și mi-au zis că nu și zic, va trebui să-mi invitați, era acolo, acum pierdem timp din activitatea distractivă pentru a ne învăța, trebuie să învățăm să citim. Și acum sunt învățați și citesc. Dar asta nu înseamnă că toată lumea face lucrul acesta, asta nu înseamnă că toată lumea citește invitațiile. Dar dacă îi învățăm, e un tip de educație și acesta. Nu înseamnă că e bine sau e rău. E un mod de, eu zic că e un mod interesant de a ne pregăti pentru acele ședințe unde nu vrem să participăm. Da? Cum v-am dat eu exemplu mai devreme, că nu m-a interesat decât atâta. Un sfert de oră dintr-o oră și jumătate. Atâta m-a interesat, atât am intrat. Dacă și voi ați putea să faceți acest lucru, poate că v-ar fi mai ușor să vă gestionați un pic timpul acesta de ședințe multe. Bun. Mai departe. Mărimea grupului contează foarte mult, pentru că el poate varia de la mic la mare și putem aici discutăm nu numai de grupul de oameni care este invitat, ci și de grupul de oameni care participă la anumite activități. Există ședințe și activități pentru o persoană. Ședințele de o persoană sunt acele cu o persoană, sunt acele ședințe de one-on-one, dar și activitățile de o persoană sunt acele cum au fost la început, acele zone de icebreakere, zone de meditație, de reflexivitate? Reflect. De reflectare. Stai și te gândești, de reflex la diverse situații. Dacă nu folosesc cuvintele, îmi pare rău. Nu-mi vin în română. M-am chinuit foarte mult să scriu această prezentare în limba română și cu tot cu diacritice. Dacă lipsesc unele, îmi pare rău. Foarte greu fac switch, înapoi în switch. Schimbarea, înapoi în română. Putem să avem activități sau să avem ședințe în care suntem într-un grup mic de perechi, de doi oameni. Putem să avem triadă, iarăși un grup care să nu fie neapărat cu discuții de dialog, ci să fie un pic mai mulți oameni. Un grup mai mic de până la 5-6 oameni. Sau putem să avem ședințe foarte mari și odată cu aceste ședințe foarte mari și activitățile pot să fie mult mai mari. Mărimea grupului poate să seteze tonusul anumitor ședințe. Momentul în care, de exemplu, într-o activitate cum suntem noi, noi suntem momentul de față un grup mic și activitățile pe care noi le putem face sunt cel mult activități de reflexie în care noi ne gândim la ce am vrea să facem, cum am vrea să schimbăm. Pot să vă pun în niște breakout rooms și să vă pun să dialogați unul cu celălalt și să ajungeți la o concluzie, dar să vă pun într-o triadă este oarecum ineficient, pentru că următorul grup în care vă pot pune acel cu totul este un grup mic, nu ajungem la plenar. Însă, dacă participați la ateliere sau la ședințe în care sunteți mai mult de 20 de persoane sau organizați voi, încercați să găsiți activități în care din oamenii aceia 20, activități în care cei 20 de oameni să poată fi sparși în grupuri mai micuțe, unde să aibă activități mai mititele, activități în grupuri mai mici, pentru că atunci au și ei timp să se audă vorbind. E important să obligi oamenii, știu că nu sună bine, dar asta faci, atunci când îi pui în grup mai mic, îi obligi pe toți să aibă o voce și să vorbească. Nu știu dacă ați observat, dar sunt foarte multe ședințe în care se aud din 10 voci posibile doar două voci, pentru că restul fie nu se simt în siguranță, fie nu au curaj să spună, fie consideră că părerea lor nu contează sau preferă să stea în anonimitate pentru că ce rost are să mă bag. În momentul în care îi obligați
să facă parte din grupuri mai mici, ei trebuie să comunice, pentru că dacă ești tu cu o altă persoană, teoretic, într-un dialog, vă pune într-o activitate, dacă nu ai lucrat, celălalt se simte prost. Și tu te simți prost, că na, lași pe omul ăla să facă toată activitatea. Încercați, dacă puteți, să-i aduceți spre grupul mai mic, astfel încât să-i faceți să ia parte la activități, să ia parte la ședințe și să vină și ei cu ceva. E benefic în atelier, e benefic în brainstorming, e benefic inclusiv în ședințe de retrospective, unde puteți să variați, puteți să vă jucați cumva cu structura ședinței, astfel încât să introduceți niște activități de grup, de grup mic. Și există acele... sunt unii dintre voi care poate au auzit de Liberating Structures. Există acea structură 1, 2, 3, toți. Puteți să folosiți acest lucru și să le ziceți că acum fiecare se gândește la ceva, apoi discutați în pereche, discutați într-un grup de trei și acum discutăm cu toți. Folosiți-vă de mărimea grupului astfel încât să creați dorința de a ieși din starea de plictiseală în care v-am introdus eu acum. În mențiune, în cam la fără un sfert, la 11 fără un sfert, vom lua o pauză de 10 minute. Da? Vă spun acum pentru că o să uit. Tipul de gândire al participanților, care poate fi corelat cu timpul de gândire al lor, merge, da, v-am zis tipul de gândire pentru că cumva este legat de numărul de oameni care iau parte la această sesiune de gândire, poate să fie individual sau poate să fie în grup. Și într-adevăr, atunci când vorbim de individual, vorbim de un timp relativ scurt, 1, 2, 3 minuțele. 5 minuțele sunt deja un pic mai prea mult. Și asta pentru că oamenii au tendința să meargă cu gândurile foarte departe. Nu știu că există acel principiu al agilității de simplificare, să faci lucrurile cât mai ușoare. Nu suntem în stare să facem acest lucru. Și atunci e bine să atunci când vorbim de gândire, de analiză la nivel de o persoană, să nu lăsăm foarte mult timp. 1-2 minuțele, astfel încât să le vină o idee și să rămână la ea. Da? În momentul în care ți-au venit 2-3 idei, deja nu mai știi care dintre ele e mai relevant. Apoi vorbim de gândire în perechi, la modul că oblig omul să stea într-un breakout room, într-un cuplu, ca să zic așa, și să gândească și să vorbească. Dar să gândească la modul vreau să-mi spui tu ce părere ai, nu vreau să-ți spun eu prima dată, mi-ar plăcea să te ascult pe tine și să te înțeleg pe tine. Nu neapărat vreau să-ți spun eu ce am. Și putem să încercăm acest tip de exercițiu. Apoi avem un dialog și ne spunem cumva părerile, dar nu în spațiu de doi, ci ne spunem într-un spațiu de trei oameni, dialogăm, ne punem gândurile pe masă toți și găsim o soluție toți trei împreună. Apoi e metoda aceasta de gândire oarecum legată de ascultare. Poate ar fi fost mai bine să folosesc ascultarea, ca și doar când s-ar fi potrivit pentru individual, în jurul mesei. Și anume, în cadrul, cum v-am spus eu la început, haide să mergem așa pe la toată lumea, stabilim o ordine, mai ales în spațiu virtual, și fiecare dintre noi are dreptul la 1-2 minuțele să-și spună gândurile, iar ceilalți să le asimileze și să le înțeleagă, să le perceapă mai departe. Nu neapărat să dea replica. Deci nu e un spațiu în care dăm replica. Trebuie să construim și activități în care nu trebuie să dăm replica. Doar îl ascultăm pe omul respectiv și atât. Și încercăm să înțelegem și să analizăm ce a vrut omul respectiv să spună. Apoi,
după ce am făcut lucrul acesta, putem să mergem în zona de dialog și anume să dialogăm, să ne dăm cu părerea, să propunem soluții, astfel încât, dacă tot i-am ascultat, să putem să și mergem către soluție. Iar atunci când vorbim de consiliu, cumva vorbim de un, e mult spus consiliu, dar e un spațiu din acesta în care nu avem reguli, în care ne ascultăm și ne dăm părerea și, dar cumva în grupul mare. Gândiți-vă la o conferință la care se întâmplă anumite activități. Se întâmplă niște activități, ne gândim prima dată, după aceea ne punem în perechi, ne punem în ascultăm tot grupul, cu fiecare cu părerea lui, mai dialogăm un pic spre soluții și apoi ne lasă liberi. Spațiul acela liber se numește consiliu și vă gândiți acolo că nu ești într-o zonă în care auzi multe, procesezi multe, dai soluții multe. Da? Deci nu este o relație neapărat de unul la unul. V-am amețit cu această chestie, right? Nu Așa e? neapărat. Aș avea eu o mențiune de făcut, nu știu, Te la rog. partea aia cu în jurul mesei. Da. Citisem la un moment dat că e și eu la daily, practic. Când discuți, de multe ori când eram la birou, stăteam și fiecare își povestea bucățica. Citisem undeva că, sau văzusem un video, nu mai țin minte exact, că atunci când se întâmplă așa la daily, de exemplu, fiecare stă, se concentrează la bucățica pe care va trebui el să o spună și nu mai e atent la ce fac ceilalți sau cel mult e atent până îi vine rândul. Că după ce i-a venit rândul, se relaxează și nu se mai gândește, nu mai e atent, nu mai se concentrează la subiect. Se poate întâmpla, și de aia nu păstrăm de fiecare dată ordine. Îi mai amestecăm din când în când. Se întâmplă lucrul acesta în momentul în care oamenii deja au cumva confortul mental. Și din acest motiv le strici confortul mental. Și vii odată la 2 săptămâni așa, oarecum aleator pentru ei, vii și le zici astăzi vreau să pornească X și le schimbi ordinea. Și durează, oricum durează o perioadă până când revin la starea aia de confort, hai că sunt după Y, ne relaxăm, nu mai ascult așa. Da, deci e ok. Poate E ok. ar mai fi și ideea asta de a le da spațiu înainte, câteva minute de gândire și după aceea să înceapă efectiv trecerea în jurul mesei. Perfect și așa. Alexandra, vrei să mai zici și tu ceva? Da, voiam să vă întreb un pic la legat de subiectul cu ordinea participanților, că eu am încercat tot felul de tehnici, dar oamenii cam așteaptă să fie puși cu mâna, chiar și la daily-uri. Nu prea sunt ei proactivi din punctul ăsta de vedere să se nominalizeze unul pe altul. Adică foarte, foarte mult timp mi-a luat să ajung cu anumite echipe să-i las să se auto-organizeze și fiecare să zică, să-și aștepte rândul, practic. Și de multe ori așteaptă ca eu să le zic numele și să le zic, hei, uite, tu poți să zici acum, tu poți să zici acum, and so on. Cum ajungi să creezi genul ăsta de confort în echipă, astfel încât ei să se poată organiza singurei, când e vorba de daily stand-up, cel puțin? Deci, din experiența mea, și atât, din experiența mea, oamenii, dacă n-au acest confort, când nu se simt în siguranță. Acum, de ce nu se simt în siguranță? N-aș putea să zic. Fie că se simt constrânși de cei care au o senioritate mai mare, fie sunt constrânși de cei care au lucruri mai importante, sau dacă percepe cineva că este the alpha dog in the room. Okay. Se simt cumva nu conștient, ci inconștient, se simt cumva inferior și atunci nu au tendința de a face primul pas. Și atunci, cel mult poți într-o retrospectivă să le spui că ok, trebuie să, haideți să încercăm să facem ceva cu ședința de daily, haideți să, nu neapărat să-i lași să se organizeze în timpul ședinței de daily, pentru că atunci nu este spațiu pentru așa ceva, ci poți să aduci în discuție într-o retrospectivă și să conveniți la o metodă și să le propui 2-3 metode, astfel încât ei eventual să-și aleagă dacă nu sunt în stare să își stabilească singuri. Eu, în echipele mele, de principiu,
pentru că lucrăm atât de mult virtual, mi-am pus filtre pe Jira care sunt puse în ordine alfabetică și fiecare știe că sunt în ordine alfabetică, acel round robin. Ce nu fac, ce mai fac eu însă, este să iau când de la cap la coadă, când de la coadă la cap. Și îi zăpăcesc. Și atunci nu știu când o să le vină. Și când spui că iei de la cap la coadă sau de la coadă la cap, spui asta că tu îi nominalizezi ca facilitator sau... Da. Da, ok. Și eu fac asta tot timpul, randomizing, adică de fiecare dată iau random oamenii. E un pic mai greu în spațiu virtual să se ridice unul și să zică că povestesc eu următoarea. Când ești în același spațiu, în aceeași cameră fizic, e un pic mai ușor să creezi senzația asta de ok, pot să vorbesc acum, că cumva se uită unul la altul și își dau seama dacă cine are cuvântul pe vârful limbii și vrea să-l spună. Da. Dacă nu ești nici cu camere, nici cu microfon, putem să stăm. Poți încerca la un moment dat un exercițiu și să nu spui nimica. Și să aștepți. Cel mult să începi să zici că am venit aici, trebuie să ne dăm feedback, am să vă las pe voi să oferiți feedback-ul și să taci, să te pui pe mult. 15 minute. Când s-a terminat cele 15 minute, dacă nimeni n-a vorbit, spui mulțumim de participare și o să se revolteze. Am o nelămurire, pentru că eu am niște ședințe un pic mai atipice uneori, sunt niște ședințele comunităților, unde oamenii vin dacă vor, dacă nu, nu e nimic obligatoriu. Așa. Și am momente în care, exact cum zici tu, știi, vine să tac, știi, se las pe ei să vorbească, dar undeva acolo eu teamă că dacă o să fac chestia asta în sfert de oră și nu o să zică nimeni nimic, după aia nu o să mai vină oameni. N-ai de unde să știi. Pierd timp. Din păcate e un risc pe care, adică s-a creat cumva, trebuie să te gândești un pic așa, că s-a creat confortul mental, Nadia se va ocupa, Nadia o să faciliteze, Nadia o să se ocupe, dacă nu e Nadia o să se panicheze și există riscul să nu vrea nimeni să se ocupe sau există fantastic ca revelație cineva să-și dea seama că hai că pot și eu să fac asta. Dar n-ai de unde să știi asta. Asta așa, e un risc pe care poți să ți-l asumi sau nu. Poți să încerci într-un grup în care sunt mai puțini oameni sau în care știi tu că cineva s-ar putea să preia rolul de leader și să încerci. Dar oricum, clar, lumea te respectă suficient de mult încât să nu vrea să-ți ia locul. În capul lor nu putem să intrăm așa peste Nadia. Nadia face treabă bună, o lăsăm pe Nadia. Dacă intră altcineva, nu o să facă la fel. Și atunci, ori te dai în spate și vezi ce se întâmplă, care va fi următorul lider, ori trebuie să dau un pas în spate. Either way, da, e un lucru pe care foarte greu îl facem atunci când suntem pasionați de ceva. Când credem, mai ales în grupurile astea de care zici tu, dacă ție îți place, sunt lucruri care te pasionează, e foarte greu să le lași. Nu pentru că nu ar fi altcineva, doar pentru că îi vezi că nu prea se descurcă. Dar e ca atunci când ai un copil mic și vrea să meargă prima dată. Ai vrea să-l ții, să fie acolo, să-l ții de mână, să-l duci, să nu știu ce, dar în același timp ești conștient că trebuie să facă și primii pași. Să-și cadă de câteva ori pe jos. Exact, trebuie să se și lovească la cap o dată de două ori, știi? Eu recunosc că dacă aș fi putut să pun niște pernuțe în jurul lui Matias la fiecare pas pe care îl făcea, aș fi făcut-o. Deci aș fi făcut-o. Și acum când îl văd că coboară pe scări, acum îl văd, deja îl văd rostogolindu-se, văd cum s-a oprit așa. În același timp mă abțin și zic, hai, să lovește asta, nu e ca și când ar fi prima lovitură la cap, știi? Prima e mai grea. După aia, Am o întrebare sau sugestie. În ședințele recurente nu se poate pentru ședința următoare să găsim o altă persoană care să țină ședința. Să o stabilim de dinainte și atunci toată lumea are un confort mental, știe exact și cine va fi, cine s-a hotărât că va fi. Și atunci elimină puțin problema asta. Se pot schimba oamenii și
se creează niște așteptări care vor fi îndeplinite. Am un secret legat de subiectul ăsta. Îi zice Wheel of Names. Da, detaliază. Este efectiv un site, se numește Wheel of Names și se alege facilitatorul următoarei ședințe atunci când sunt recurente. Și efectiv nu se creează golul ăla. Hei, cine vrea să faciliteze următoarea ședință? Și e liniște. Și folosim Wheel of Names, ne roade unghiile și cine pică, pică. Aia e. Frumos. Un randomizer. Da, exact, exact, da. Exact. Este e ce trebuie. Depinde foarte mult, cred, aici de conținutul ședinței, de foarte mulți factori de luat în calcul. Da. Ce a dat exemplu Nadia mai înainte, în acele communities of practice, noi avem niște ghilde pe care le facem cu același sens, cu aceeași idee, discutăm diverse topicuri pe care le avem în comun și la un moment dat ținea, nu știu, singură persoană facilita ședința respectivă și a zis, băi, eu nu mai pot să fac asta, nu mai vreau să fac asta, vă rog, cine vrea să mă ajute? Și n-a zis nimeni nimic și am apărut eu cu Wheel of Names. Și de atunci, de fiecare dată pică altcineva ca facilitator și vrei, nu vrei, te ocupi de treabă, mai înveți ceva nou, îți ieși un pic din zona de confort și, avem aceleași roluri până la urmă toți și trebuie să ne descurcăm. Dar se poate, cred eu. Dar depinde. E un mare depinde aici. Da, da. Frumos tool ăsta cu Wheel of Names. E și asta, exact. E o tehnică. Doar trebuie Nadia să ia decizie, să zică, ia să fac eu un pas în spate și eventual ai putea să le arunci bomba așa și să ieși. Nice. Care mă ajută când sunt eu acolo, mai intră și el, dar... ideea asta cu Wheel of Names e faină și o folosesc mai mult pentru partea de început, în care mă implic și le pun numele lor și atunci toată lumea răspunde la ceva și mai departe. Dar că fiind cumva comunități, de exemplu, putem stabili ceva pe săptămâna viitoare, dar omul respectiv s-ar putea să aibă o ședință urgentă pe proiect și să nu poată să intre la comunitate. Da. Și atunci, asta, de exemplu, e o problemă, dar poate măcar merită încercat. Până la urmă, adică... cumva cred că au asociat ideea asta de facilitare, prezentare ca o responsabilitate și mai ales cei care sunt noi în firmă și poate nu-i cunosc pe ceilalți, ce obțin asta e feeling-ul meu, au așa temerea asta că eu sunt la început, cum să iau eu microfonul și să zic cine sunt eu, știi? Și cumva încerc să lucrez pe partea asta, să cunoască între ei, să vadă că probabil nici cei mai vechi din firmă nu sunt niște bau-bau, sunt tot oameni și nu trebuie să-și facă griji că ce vor zice, ce vor face, ce vor... Da, dar aici mindset-ul în sine, când noi ne întoarcem la tipul de gândire, aici este provocarea. Da. Și nu cred că e schimbare așa de pe zi pe alta, adică e un efort de câteva săptămâni, luni. No. Dar mersi de ideea asta cu a încerca de pe o săptămână pe alta, ne încercăm cumva să punem un prezentator, știi, dar puțin oameni vor să prezinte, dar măcar uite așa ca facilitator cât ar fi o idee, știi? În urmă... Da. No. Da, super, mersi, fain de idee. Aș mai veni și eu cu o idee pe zona de daily, apropo de ce am discutat mai la început, că ce facem noi este cumva să mutăm atenția de pe om, de pe persoană, pe ceea ce lucrează efectiv. Și atunci, ca să nu mai numim zi Gheorghe, zi Vasile, închidem jira și ne uităm pe etichete. Și zicem, uite, avem tichetul ăsta în statusul X, cine lucrează la el, ce s-a mai întâmplat cu tichetul respectiv. Și atunci, persoana care știe că a lucrat acolo sau dacă sunt mai mulți, începe discuția și povestim pe unde suntem cu subiectul. Și evităm cumva. Și ce mai facem tot folosind Wheel of Names? Cumva colegii mei au stat fără Scrum Master o bună perioadă de timp și Product Owner a încercat să suplinească chestiile de bază. Și ei s-au, cât am lipsit, când n-am fost eu, de fapt nu că am lipsit, când n-am fost perioada asta fără Scrum Master, cumva s-au organizat singur și în fiecare sprint prezenta cineva. Când am venit eu, nu prezenta la daily. Când am venit, așteptarea lor a fost gata. A venit Scrum Master-ul, de acum nu mai facem share la screen, nu ne mai ocupăm noi. Mie mi s-a părut o idee foarte faină că ei s-au organizat atât de bine și cred că i-a ajutat și pe ei, deși nu și-au dat seama.
Și atunci, mă rog, primul sprint m-au lăsat să particip ca și observator, iar la finalul sprintului, cel care a facilitat a zis: „Nu, Alexandra, acum ai venit, uite de sprintul următor, ne bucurăm să te lăsăm pe tine.” Ok, sigur, zic, cu mare drag, accept provocarea, zic, la rândul meu o să dau mai departe la finalul sprintului. Deci am intrat cumva în jocul lor, dar am zis și eu voi face asta un sprint, după care o să numesc și eu la rândul meu pe cineva. Și când s-a apropiat momentul să numesc, am zis, băi, cum să aleg un om din cei care sunt? De ce criteriu să-l iau? Că fiecare se va simți vizat. Și atunci, aflând de Wheel of Names, am folosit și am dat mai departe. Și ei, cumva nu s-au așteptat, au fost toți surprinși și am simțit, deși erau cu camerele închise și microfoanele la fel, au fost foarte surprinși. Dar le-am arătat că am făcut un, în Excel un tabelaj în care să ținem cumva evidența și chiar dacă e Wheel of Names, cumva ne va veni rândul tuturor să facilităm. Da, e o idee. Acest Wheel of Names, într-adevăr, ia cumva teama că tu ești vizat. Suntem toți acolo, nu se știe pe cine pică paramălăiață, ca să zic așa. Deal with it. Da, e un tool bun. Și e un stil ușor de a, cel puțin în mediul online, de a face lucrurile. Bun. Mulțumesc mult. Mai avem vreo 3 minuțele și aș fi vrut să nu intru în subiectul următor, pentru că vă las, aș prefera cumva să vă gândiți, ținând cont de ce am discutat până acum, de invitația care trebuie trimisă, de grupul de oameni care trebuie să ia parte, fie la ședință, fie la activități, sau de tipul acesta de gândire al participanților, de spațiu de gândire pe care îl oferim al oamenilor. Gândiți-vă, vă rog frumos, cât avem și pauza aceasta, o să fie un piculeț mai lungă, gândiți-vă la o ședință pe care o aveți în cap, nu poate să fie una obișnuită de-a voastră, că este de ceremonie de Scrum sau că este, este o ședință a comunității sau orice. Gândiți-vă la una dintre ele în care voi ați putea să vă jonglați sau să folosiți într-un anumit moment al ei ceva din ce am discutat până acum. Poate inclusiv să vă gândiți cum ați formula invitația. După pauză o să revenim și să vedem dacă vreunul dintre voi s-a gândit. Nu voi nominaliza, nu voi folosi Wheel of Names. Dacă cineva vrea să ne, dacă cineva s-a gândit un pic mai mult și vrea să vorbească, vom avea undeva 1-2 minuțele pe subiect. Ok? Bine. Bun. Okay. Cred că pot să dau pause recording, nu? Pot să dau, nu? Asta o să fac, o să mut pe pauză și ne revedem în la fără 5, la 11 fără 5 aș vrea să ne vedem, deci vom avea undeva spre 17 minute de 12 minute de pauză. Ne auzim. Okay, mulțumim. Slideshow, but where was I? Tehnica, mă omoară tehnica. Bun. Cine v-ați gândit, ați avut un pic de timp, ați reușit să vă și gândiți la din ce avem acum să punem în practică și cum? Sau în ce zonă? Eu aș vrea să las colegii cu experiență de Scrum Master. Că ei sunt potriviți. Eu nu sunt Scrum Master. Hai mai aruncă pe cineva sub bus. Florin e cavaler. Cum să nu? Bun. Da, a fost cu dublu rol, într-adevăr.
nu vă, nu insist, pentru că la, după ce termin oarecum prezentarea, avem un exercițiu fix orientat pe așa ceva, dar cumva vreau să vă pregătesc dinainte. Da, nu e nicio problemă că în același timp, ca și voi, pauza e pauză, mai ieșim, ne mai întindem mâini, picioare, mai bem un pahar de apă, o cafea ca să rezistăm și așa mai departe. Bun. Ca să reiterăm unde am ajuns, am discutat despre felul în care trimitem invitația și cât este de important. Am vorbit de mărimea grupului și de cât de important poate să fie și activitatea din timpul ședinței, dacă putem să orientăm către grupuri mai mici, cu atât mai bine, pentru că vrem să auzim fiecare voce. Iar cumva în legătură cu mărimea grupului putem să ne gândim și la spațiu, timpul, tipul de gândire pe care vrem să-l folosim în ședințe, și a fost menționat Wheel of Names ca și modalitate random de a alege nume, astfel încât discursul să fie orientat către toată lumea și să nu folosim acel round robin unde știm de la început cine ce. Acum, vreau să menționez un singur lucru. Dacă sunteți în setup-uri în care oamenii nu se cunosc, cum sunt, nu neapărat cum suntem noi acum, pentru că noi oarecum ne cunoaștem, ne-am mai văzut în formula asta mai mult sau mai puțin, dar dacă sunteți organizatori de ateliere unde doar facilitați și nu cunoașteți oamenii, mersul în jurul mesei va fi cel mai ușor, pentru că nu trebuie neapărat să țineți minte toate numele, dar creați prima dată o cale și trebuie să vă țineți de ea, astfel încât în spațiul acela de o oră, două ore, o zi, două zile, oamenii să aibă cel puțin liniștea mentală că acest exercițiu o să fie ușor. În momentul în care supra-solicităm oamenii cu foarte multe activități, s-ar putea să le creeze inversul plictiselii, și anume supra-solicitarea, și să nu mai iasă din starea aceea de supra-solicitare, iar la final creierul lor să aibă acel sentiment de prea multe informații, I need to shut down, și s-ar putea să pierdeți mai mult decât câștigați. Da, deci trebuie să existe o balanță între toate lucrurile pe care le faceți, și de acum încolo o să menționez acest lucru. În momentul în care planuim orice fel de ședință, trebuie să avem o balanță între timp de liniște și timp de creare de agitare, de surescitare, de aducere a oamenilor în discuții și să fie prezenți. Bun. Modalitatea de implicare a participanților, cum spuneam eu, poate să fie, pleacă de la unilateral și ajunge la multilateral, iarăși în legătură cu felul în care interacționează ei, și anume putem să avem zone de informare, cum fac eu acum, vă informez despre ceva și e tehnica pe care o puteți folosi, se folosește atunci când cineva prezintă ceva, este zona de eu vă informez pe voi, pe toți ceilalți, voi nu mi oferiți mie niciun input. Fix acum, voi pe porțiunea asta nu mi oferiți un input, nu am așteptarea ca voi să-mi oferiți un input, da? Deci eu doar vă zic și atâta, nu mă interesează. Gândiți-vă că acest gen de prezentare se folosește de multe ori în conferințe, se folosește în speech-urile de partid, se folosesc atunci când doar prezint ceva, nu neapărat în podcast-uri, ci în TED Talks. Ăla este un gen de informare și doar e unilateral, eu vă spun vouă. Apoi există modalitatea de consultare, în care eu v-am prezentat ceva, dar eu vă propun acum un subiect de discuție în care voi îmi oferiți voi consultare. Voi îmi spuneți părerea voastră, așa cum a fost mai devreme când v-am întrebat ce părere aveți despre ce am discutat. Aștept păreri asupra unui subiect pe care eu vi l-am propus vouă.
și e bine să-l folosiți, e bine să le combinați pe cele două, astfel încât oamenii să aibă cumva așteptare, cumva să se aștepte, să le spuneți de la început, mă aștept ca la din când în când să vă arunc o întrebare și să dați și voi un feedback. Da? Astfel încât oamenii să știe. Apoi există noțiunea de implicare, în care dialogăm. Da, nene, eu vă spun una, voi îmi spuneți și voi. Sunt aceste zone în care atât eu cât și voi îmi dați sugestii. Apoi, colaborare, atunci când putem să ne alegem să vorbim cu mai mulți oameni, cum a fost, de exemplu, întrebarea Nadiei legată de ce ar putea să facă, cum ar putea să ajute în spațiu de comunitate. Au venit alți oameni care au oferit soluții. Au pus alți oameni alte întrebări, au venit soluții. Deci e zona aceasta de comunicare, colaborare. Și apoi este zona de susținere, în care nu mai este comunicarea, implicarea aceasta nu mai este cumva controlată de o persoană. Dacă ați observat, în toate aceste tipuri până acum a existat o persoană care a facilitat, care a coordonat discuțiile. În zona asta, aceasta de susținere, nu mai există acea persoană, ci grupul, fără facilitator, își asumă anumite roluri. Gândiți-vă în anumite sesiuni, în anumite workshop-uri. Dacă eu se discută, se vin planuri și apoi, la final, planurile acelea trebuie spuse în practică de către cineva. Este zona în care facilitatorul face un pas în spate, iar grupul își asumă că o să pună ce s-a discutat în practică. Dar cum face acest lucru este pur decizia grupului. Și membrii grupului discută între ei, astfel încât unul zice că vrea să ia partea asta, unul vrea să ia altă parte și așa mai departe, până termină. Da, deci nu mai este în zona asta de susținere, nu mai e nevoie de facilitator să coordoneze un pic discuțiile, ci grupul își asumă anumite acțiuni și va fi susținut de restul în luarea anumitor decizii. Da? Deci avem zona de informare, consultare, implicare și apoi colaborare și susținere. Întrebări? Multe. Fără. Da, pare să fie destul de straightforward. Important este să le conștientizăm zonele acestea și să le punem în practică. V-am zis la început eu că au fost, în timp ce mă pregăteam, au fost lucruri pe care le făceam instinctiv, fără să-mi dau seama de ce le fac sau cum se numesc. Am aflat și cum se numesc și de ce le fac. Toate eu sunt venite. Scuze. Da, zi. Scuze, eu aș avea o întrebare. Apropo de ce am povestit și mai devreme, că atunci când avem într-o ședință sau întâlnire un grup mai mare, ar fi o variantă să împărțim în grupulețe mai mici. Da. În momentul în care împărțim în grupulețe mai mici, acolo, practic, ce modalitate este? Că nu e facilitator, deci care variantă ar fi de colaborare? Discuțiile care se întâmplă în breakout rooms, de exemplu. Discuțiile în breakout rooms sunt cumva de colaborare, pentru că și în discuțiile respective, dacă a fost facilitatorul cel care v-a cerut ceva anume, să veniți cu un rezultat, atunci cumva cineva își asumă că va lua notițele, va coordona un pic discuția. Deci, practic, presupune să se bucătărească intern și să-și găsească repede facilitator. Da. De cele mai multe ori. Mulțumesc. Energia participanților. V-am zis că la undeva la un moment dat v-am zis că eu nu am ținut cont de energia participanților și nu am luat-o în considerare, pentru că nu cred neapărat în chestia asta cu energiile. Dar dacă o aduc la ceva ce pot să înțeleg, atunci o voi folosi. Și există un grafic, nu știu cât de bine se vede, sper să se vadă, legat de energia omului
în timpul zilei, la omul normal, nu neapărat omul care este pasăre de noapte. Și se zice că între 7 și jumătate și 12 și jumătate avem un pic de, avem un pic mai multă energie. Urcă, oscilează pe undeva pe la ora 10 și jumătate, așa suntem plini de energie, majoritatea dintre noi. Și atunci ar trebui acel timp să-l folosim pentru tascurile unde e nevoie de concentrare maximă, unde trebuie să rezolvăm probleme. Și atunci, în acest spațiu, cel mai bine este să nu existe ședințe, pentru că atunci este momentul, sau dacă sunt ședințe, să fie orientate către brainstorming, poate. Trebuie folosit acest interval orar pentru munca aceea foarte importantă de detaliu, unde ai nevoie de minte liberă. De aceea sunt mulți oameni care zic că lucrează mai bine de dimineață, pentru că atunci pot ei, atunci au surplusul acesta de energie. După ora prânzului, după ce mâncam, cam toți ne simțim moleșiți, mai mult sau mai puțin, toți. Și undeva între ora 1 și 5 este o zonă din aceasta de relaxare. Mâncăm, ar trebui să ne odihnim un pic, ar trebui poate să ne plimbăm puțin. Indiferent de anotimp, între ora 1 și 3 cel puțin este soarele sus pe cer de cele mai multe ori, e cald afară, e bine și simțim nevoia de a ieși din casă, a ieși din ședințe și de a ne liniști. Motiv pentru care orice ședință pusă în intervalul acesta orar o să ridice mult mai multe probleme. Nu zic să nu puneți ședințe pentru că atunci s-a nimerit, să aveți timpul, dar trebuie să vă așteptați ca oamenii să fie mult mai moleșiți. Și atunci trebuie tonusul ședinței, activitățile, trebuie să fie din acestea de ridicare a nivelului de energie, trebuie să fie orientată spre activități care îți pun sângele în mișcare, care pun creierul în funcțiune, care pun sângele în mișcare, astfel încât oamenii să revină la un tonus, la o energie un pic mai ridicată. Iar după ora 5, 5 jumate, 8 și jumătate, este o zonă din aceasta de mai am energie, dar nu neapărat pentru lucrurile acelea de migală și acolo unde trebuie să mă, ci sunt lucruri din acestea liniștitoare, de completat formulare, de completat tascuri din acestea oarecum unde nu ai nevoie de atenție, dar nici să nu fii total plictisit. Sunt acele tascuri de rutină. Na, deci sunt acele. Nici nu știu ce, mai sunt răspunsuri la mail-uri, mai sunt jirauri de umplut, mai sunt comunicat cu cineva, dar nu sunt lucruri pe care dacă le-am greșit, o să fie un dezastru. Și trebuie să luăm în calcul și acest lucru. Să încercăm ședințele putem să le punem în acest interval. Știu că pare la final de program pentru majoritatea dintre noi, dar dacă sunt ședințe de status, dacă sunt ședințe de demo, iarăși, pot fi puse la final. Și ședințele de retrospectivă pot fi puse la final de zi, pentru că oricum ele sunt menite să-ți crească tempoul și să-ți crească nivelul de energie. Și atunci, by default, ele te ridică. Iar ședințele de planning unde iei decizii să fie cumva de dimineață, dacă nu se poate lăsa timpul respectiv. Întrebări până aici sau completări? Ceva ce poate știți voi sau ce ați observat la voi? Că legat de ore ar merita un pic ajustate, că 5 jumate deja plecăm acasă, cine mai face ceva? 5 jumate, 8 jumate e cumva finalul final. Sunt orele de Spania aici. Știți că iau siesta aia de minim 3 ore. Da, să știți că atunci când am văzut graficul și eu m-am gândit, bă, ce bine o duc ăștia din Spania cu siesta lor, știu ăștia ce fac cu siesta lor. Da, deci nu suntem. Eu recunosc că am ședințele de la 4 și jumătate până la 7. Și pentru mine zona asta de rebound este perfectă. Adică pentru stilul meu se potrivește.
Dar într-adevăr, se pot ajusta, adică până la urmă undeva între ora, dacă vedeți graficul acesta, este undeva între ora 1 și 3 este cel mai jos. După aceea, după ora 3, începe să meargă în sus. Deci, e un... Ne revigorăm automat organismul. Pentru cei care sunt, de exemplu, păsări de noapte, acest grafic nu funcționează deloc, pentru că ei au activitatea high în timpul nopții undeva. Pe undeva, probabil că după ora 8. Invers. Fiecare cu ce se... Eu recunosc că sunt o persoană matinală și pe mine, dar eu mă trezesc în anumite zile la ora 6:30 ca să merg la sală. Și eu am un plus cât merg la sală până la ora... La 7 termin, până la 8:30 mă ține tonusul. Sunt acolo, am așa o cucoașă. Și de la 1:08 până la 10 sunt în stare de așa... Nu faci nimica cu mine, nimica. Mă plin, sunt un zombie prin casă. De la 10, după ce mi-am băut și-a făcut efectul și cafeaua și tascurile pe care le-am văzut, m-am energizat și am luat-o iarăși ca la 1 să fiu iarăși flășcăită. Deci eu am mai multe valuri așa. Se potrivește, dar nu prea. În funcție de, dar asta este un average, da? Deci este ceva după care vă puteți ghida, astfel încât să știți de ce oamenii sunt plictisiți și fără viață după masă, mai ales după prânz, și încercați să evitați ședințele în jurul prânzului, că sunt enervante și lipsite de viață. Și dacă le puneți la început, dacă ei nu aveau nimic și erau setați că vor munci, s-ar putea să fie ușor iritați că le-ai luat din ora de maximă eficacitate. Acum, atunci când vorbim de mediul online, trebuie să ne gândim, atunci când punem anumite ședințe, cum putem să folosim exerciții și activități care să sporească creativitatea, mai ales dacă le punem în zona aceasta de low, trebuie să vedem ce putem folosi astfel încât să sporim creativitatea. Că sunt icebreaker, că îi pui în breakout rooms. Mutarea aceasta în breakout room creează o creștere a energiei. O creștere a energiei și oamenii se bucură că vor face ceva. De obicei, ideea de breakout room înseamnă că facem ceva interesant, nu ceva plictisitor. Puteți folosi muzică, puteți să folosiți exerciții fizice. V-am spus că am avut acea zonă de exercițiu. Am mai avut, de exemplu, acel exercițiu cu haide să ne întindem. Și acum coborâm brațul și ducem unul și ducem aici și ne batem pe spate că am făcut o treabă bună. Depinde ce vreți să faceți, dar puteți să folosiți inclusiv în online exerciții sau muzică care să ridice un pic tensiunea. Când suntem on-site, putem să folosim oarecum același gen de activități în loc de breakout room, să-i punem pe grupulețe mai mici. Și putem să ne folosim de spațiu. Putem să punem oamenii să se miște, să îi punem să se ducă la un perete, să se ducă la un alt perete, să intre, să iasă, să se miște și atunci automat se mișcă sângele și oamenii sunt mult mai energici. Luați asta în considerare, căci eu nu am luat-o neapărat, dar sunt total de acord că atunci când sunt cursuri din acestea de o zi, mai ales în online, e foarte, foarte greu. Și o să fac o mică pauză să vă povestesc. Am făcut un curs. Omul că nu are ce face, își creează probleme. Și m-am înscris la un curs care era între ora 4 după amiaza ora noastră și ora 1 dimineața ora noastră. Pentru că era pe timpul americanilor. Eu... Din 4 zile de curs am putut să fiu atentă fix 5 ore. Atât. Restul orelor eram pe Facebook, eram pe LinkedIn, făceam orice și am avut breakout rooms, am avut activități în care trebuia să iau parte, am avut activități din acestea de grup. Nu m-am putut concentra la nimic. Am fost o momâie. Am regretat foarte mult banii investiți în cursul respectiv pentru că pur și simplu nu
am fost eficientă deloc. Barem de la ora 11 încolo, nu mi-era gândul decât mi-e foame, mi-e somn, mi-e foame, mi-e somn, mi-e foame, mi-e somn. Atât. Atât. Deci nu vă recomand, dacă cumva vi se oferă ocazia nici gratuit să nu vă duceți, că nu o să fiți în stare, decât dacă sunteți cumva unul care la ora 1 noaptea încă clămpăne pe tastatură. Altfel, n-aveți nicio șansă. Confirm. Exact, pentru că spuneai că ești o persoană matinală și atunci era fix pe dosul orarului tău, normal. Au fost într-adevăr și cei care au prezentat cursul erau destul de plictisitori, așa aveau tonalitatea vocii. Activitățile ar fi fost menite să mă scoată, dar nici ele nu erau neapărat foarte dese și atunci când eram suficient de mulți oameni în grup, astfel încât să mă fac pierdută printre crăpături. Că ține foarte mult exact de ce zici tu, știi, și de energia trainerilor. Da. Că îi transmit foarte mult. Adică, uite, eu, de exemplu, am participat anul trecut la un training de 5 zile, cred că a fost, pe Time Zone de US. Și vreau zic că abia în ziua a patra am picat de oboseală că realmente nu mai puteam, știi? Dar oamenii chiar făceau, adică era parte, să zic, teoretică, imediat ne trimiteau un breakout-ul, după aia ne întorceam, când ne întorceam făceam mișcare cu toții, făceam tot felul de exerciții pentru spate, hai să ridicăm de pe scaun, hai să dansăm, hai să nu știu ce, după aia un pic de teorie, după aia breakout-ul, și efectiv pompa în tine energia, știi? Că nu puteai să ieși de acolo, dar la un moment dat, corpus adună oboseala și zice, ok, entering hibernate mode, știi? Da. Oamenii ăștia nu au făcut. Cred că au făcut o singură dată chestia de asta de mișcare. A fost cursul de 4 zile, în ziua a treia, teoretic după prânzul lor. Deci era undeva deja ora 10 seara, pai, acolo, 9-10 seara. Am dat un feedback negativ. Let me just share that. Le-am zis că au voce monotonă și unul dintre ei chiar avea un tic verbal care mă enerva maxim. Avea o coborâre și o urcare foarte ciudată și mă adormea și mă deconcentra maxim. Am citit multe pe Facebook zilele alea. Nu atât de multe se întâmplă. Oricum, atunci când, sfatul meu, când vă înscrieți undeva, gândiți-vă și la nivelul vostru de energie pe timpul zilei și în același timp, dacă pregătiți voi, sunteți voi trainerii care pregătește un astfel de curs de o zi, gândiți-vă că mediul online este mult mai greu și atunci pauzele trebuie să fie un pic mai dese decât în mod normal, pentru că statul la calculator oricum te obosește foarte mult. Trebuie să vă gândiți la activități care cresc energia, cum a zis și Nadia, să faceți multe și mișcare și scos pus în breakout room unde să aveți ceva de făcut voi efectiv, nu neapărat în grup, pentru că atunci vă pierdeți ca mine. Trebuie să o gândiți mult mai dinamic decât poate ce ați gândit dacă ați fi toți în aceeași locație. Nu zic că dacă ai fi în aceeași locație trebuie să te lași pe spate să zici, a, suntem aici, ne vedem. Nu închide niciun ochiul, că îl văd. Că s-ar putea să îi pierzi pe unii dintre ei pentru că nu e stilul lor sau n-au energia potrivită. Bun. Acum legat de treaba asta cu exercițiile fizice, cu mișcarea, nu știu, mi-aduc aminte pe vremea când mergeam la birou, am participat și eu la niște cursuri și prima dată mi s-a părut foarte ciudat când a zis acum ne ridicăm și începem să facem, nu știu ce, parcă m-a scos din starea aia de amorțeală, m-a și speriat totodată, dar nu prea aveai încotro. Acum, acasă fiind, dacă mai stai și cu camera închisă sau așa, nu știu în ce măsură oamenii și reacționează la propunerea ta. Cumva asta e pe propria răspundere până la urmă, dacă nu vor să se energizeze și asumă. Nu pot fi nici nemulțumiți că trainerul n-a făcut nimic în sensul ăsta, dar nu știu dacă funcționează la fel de bine. Asta vreau să zic. Deci poate că e o tehnică la care putem apela, nu știu, poate mai rar sau, nu știu, dacă îi cunoști foarte bine pe oameni și te bazezi că ar și face asta, altfel poate aș merge pe altceva personal. Este o opțiune. Până la urmă fiecare dintre noi, până la urmă cumva eu am observat că eu îmi pregătesc orice prezentare, mi-o pregătesc pentru gustul meu. Pentru, oricum,
ar trebui să mă pregătesc pentru gustul oamenilor, dar eu pregătesc cumva ținând cont de ce îmi place și mie. Că mie nu-mi plac slide-urile încărcate, mie nu-mi plac discuțiile nu știu de care, nu-mi place să doar să primesc informații și la final să dau un feedback și atâta. Îmi place să fie ceva un pic mai dinamic și atunci îmi organizez orice după mine. Asta cu mișcarea, de exemplu, mie îmi place și aș introduce-o, nu acum, pentru că mi se pare că oricum suntem de dimineață, suntem high așa. Dacă nu v-am pus de dimineață să faceți înviorare alături de mine, nu mai am nicio șansă acum. Și atunci... Îți fac eu înviorarea dacă vrei. Ia de pe ce-i fac la când revenim din pauză. Exact, adică exact. Scade atunci un pic când... energia. Uh-huh. Atunci merge, exact, exact. Dar nu prea, n-am mai avut activități de o zi sau care să prindă prânzul, eu, personal. Dar, Alexandra, dacă pentru tine nu funcționează... Nici nu trebuie să folosești. Folosești altă tehnică, dar tot ceva care să ridice, știi, spiritele. Nu contează, nu trebuie să îi pui pe oameni să se miște. Poți să joci. Există o activitate de asta, cum îi zice, cu în care eu spun un cuvânt, tu spui un cuvânt primul care îți trece prin cap. Uh-huh. Și poți să faci o activitate de genul acesta în care să încerci odată de două ori cu un grup, un anumit număr de oameni, mă rog, cu o anumită secvență de oameni și încerci odată, încerci de două ori și lumea se amuză, știi? Până la urmă trebuie să faci ceva care să-i scoată din stare. Da. Acum funcționează și pentru mine treaba cu mișcarea. Da, dar poate. Pentru că am trecut prin treaba asta în varianta on-site, dar altfel nu cred că m-aș fi ridicat de pe scaun și adică... Ai fi surprinsă! Serios, ai fi surprinsă! Da. Ai fi surprinsă că sunt oameni. Într-adevăr, te riști, dar ai fi surprinsă că sunt oameni care o fac. Tocmai pentru că nu știu la ce să se aștepte, știi? Când zici, ne ridicăm. Și stai așa și te gândești, mă ridic, nu? Ce... Și să știi că opritul camerei chiar ajută la chestia asta, știi? Pentru că ceilalți nu-i văd și s-ar putea să facă. Exact. Exact. Și chiar buti. Ce crezi că eu am făcut la exerciții cu meditația? Prima dată m-am simțit reticentă și până am intrat în joc în alea cimite, n-am început de la început cu ea. Pentru că eram la... Cum adică să fac meditație? Eu nu știu să fac, eu nu vreau să fac. Dar m-a liniștit în timp, știi, fiind 5 minute cu muzica, cu vocea, cu nu știu ce. După 2 minute am intrat în starea respectivă. You never know, știi? Și nu se uita, că am închis camerele toți. Ne-a zis să ne închidem camera tocmai pentru a ne oferi siguranța. Știi că s-ar putea inclusiv chestia asta să le zici, închidem camerele și eu vă pun o muzică și voi dansați. Și auzi dacă s-au mișcat după fâitul de în voce. Da. Jump around, jump around. Toată lumea a fost cu mine. Și cât ar fi asta? Nu știu, un 5 minute, așa mă gândesc. Nici măcar, poate să fie și 2 minute. Poate să fie și 2 minute. Sunt lucruri pe care le poți face simplu. 1-2 minute. Muzica, dacă o ai pregătită muzica, un refren, știi, nu știu că durează un minuț. Foarte atât. Important. O să încerc. Și vă mai povestesc la un exact. Viitor. Exact. Să ne spui. Și poți să le spui inclusiv că poți să-și închidă camera, că poate vorba Nadiei, unii s-ar putea să le teamă că vai, că nu ne vedem bine, că sunt îmbrăcată cu pantalonii de acum 3 zile pătați de ciorba de acum 2 zile. Știi, adică, na, n-ai de unde să știi. Lucrăm de acasă, mai apare copilul în chiloți, face și el. Mami, lasă. Nu de alta, dar așa face al meu. Noroc că e monitorul foarte sus și nu-l vede lume. Când apare pe lângă mine, așa murdar pe la gură. Câți ani are? 4, aproape 5. E și simpatic de văzut atunci, mulțumim. Da, mai apare câteodată în ședințe și deși am blur, se vede când vine și îl iau în brațe, că e supărat pe mine și îl iau în brațe. Se oprește toată lumea din, oh, ce drăguț e! Și am întrerupt, inclusiv astea sunt întreruperi din acelea de întrerupere de ritm și schimbă tonusul. Unii sunt enervați că, Doamne, ne-am întrerupt, că a venit copilul ăsteia. Alții sunt like, ce drăguț e, uite-l cum e murdar la gură și mai că s-al pupă. Iu! Întreruperi de ritm, cum ziceam. Orice întrerupere de ritm schimbă energia grupului. Țineți minte lucrurile acestea.
Bun. Instrucțiunile oferite. Felul în care oferim instrucțiuni în momentul în care intrăm în ședințe, orice fel de ședințe. Ați observat că un facilitator bun se prezintă, mulțumește audienței, spune motivul pentru care ne-am întâlnit teoretic, agenda propusă și mai departe sunt instrucțiuni care pot să țină fix de activități și de felul în care ne organizăm. Și de atunci putem să avem instrucțiuni stricte, vă spun fix ce trebuie să faceți, nu de acolo pătrățel sunteți, nu ieșiți, mai ales gândiți-vă la cum erau profesorii noștri. La scoateți o foaie de hârtie. Puteai să zici nu? Nu. Scoateai o foaie de hârtie. Patru te aștepta. Sau pot să fie cât mai liber tine, cât să-ți ofere foarte multă libertate în alegere. Și acum avem instrucțiunile acelea controlate, unde vă ziceam că avem, știm unde vrem să ajungem și știm și cum vrem să ajungem. Da? Sunt anumite trepte pe care trebuie să le urcăm, astfel încât să ajungem la ceea ce ne dorim. Apoi sunt cele conduse în care știm unde vrem să ajungem, însă felul în care ajungem s-ar putea să fie să nu fie prezentat în pași exacti, ci să vă dea o cale așa, să vă zică că uite, facem asta și asta și asta și asta, trebuie să urmăm pașii aceștia, dar nu vă zice exact cum o să îi urmați. Și gândiți-vă la, ca și exemplu, intrați într-un atelier, vă pune pe grupuri și vă zice că trebuie să, în primul rând, trebuie să vă alegeți un nume de echipă, trebuie să vă alegeți o temă și apoi intrăm înapoi. V-a spus ce trebuie să faceți și știți că trebuie să faceți pașii aceștia, dar nu v-au spus foarte multe date. Cel mult pot să vă zic că numele trebuie să fie într-un fel anume și atunci este o instrucțiune un pic mai multă. Asta pentru că așa cum sunt cele conduse spre un output, sunt cele coordonate în care vă zice unde trebuie să ajungeți, dar nu vă zice neapărat cum. Și poate să fie unul dintre exemple este inclusiv acesta cu alesul de nume de echipă sau alesul de temă. Vă zice ce trebuie, dar nu vă dă niciun fel de instrucțiune. Cel mai de mai devreme vă ziceam ce trebuie să faceți cât erați în breakout room. Adică vă alegeți numele de echipă, vă alegeți o temă, vă alegeți și după aceea veniți. V-am dat niște instrucțiuni. Aici vă zic doar, intrați acolo și vă alegeți un nume de echipă. Și atât. Nu se știe ce va veni mai încolo. Apoi sunt cele corelate, în care gândiți-vă la situații în care știți oarecum unde vreți să ajungeți, aveți așa o idee, dar nu se știe care va fi finalitatea și discuțiile sunt de procesul de ajungere acolo, nu este neapărat foarte, foarte bine la punct. Gândiți-vă la sesiunile de brainstorming. Știți că vreți să ajungeți, dar nu se știe care va fi fix ideea la care ajungeți, nu se știe cum o să ajungeți acolo. Că scrieți pe tablă, că vine cineva cu o idee, că a mai făcut, că faceți votare și așa mai departe. Deci avem un proces din acesta la liberă alegere. Iar spațiul generativ sau instrucțiunile de genul acesta generative sunt acele zone în ateliere, de principiu, în care nu vi se oferă nimic. Vi se lasă un spațiu de gândire, mai ales după prezentarea unor noțiuni. Nu știu dacă ați fost vreodată în traininguri de-astea de 2-3 zile și la final instructorul vă zice aveți jumătate de oră sau o oră sau 2 ore în care să vă gândiți ca și grup ce vreți să preluați din prezentare și cum vreți să puneți în aplicare. Acesta este genul de spațiu de generativ, în care, ca și grup, vă analizați ce s-a întâmplat, luați o decizie,
asupra ceea ce vreți să implementați, luați o decizie a ceea ce înseamnă, ceea ce presupune procesul de implementare și așa mai departe, dar felul în care se întâmplă toate lucrurile acestea sunt cumva nesupravegheate, nefacilitate de instructor sau de un facilitator. Le faceți voi. Acum, o întrebare. Dintre toate aceste feluri de instrucțiuni folosite și oferite, tipuri de instrucțiuni oferite, care este cea mai confortabilă în care vă aflați voi? Deci, unde vă simțiți voi cel mai confortabil? Ca și participant sau ca și facilitator? Gândiți-vă un pic. Aș putea să zic, eu nu prea sunt o fire creativă și atunci mă simt mai confortabil în zona asta mai apropiată de stricte, controlate, conduse. Cumva și din experiență am observat că funcționează destul de bine, pentru că și, nu știu, ședințele au mai mult sens sau reușești să-ți atingi punctele din agenda atunci când ai clar definiți pașii pe care vrei să-i urmezi. Și cu instrucțiuni date însă, mi s-a întâmplat chiar săptămâna trecută, am avut un workshop, să zic, cu colegii din echipă și aveam niște item listați, folosisem Metro Retro ca și board și am zis, zic, uite, am scris eu tichetelele, vă rog să vă uitați, vă alegeți unul dintre ele pe care doriți să-l prezentați ulterior, să-l povestiți. Era vorba de definition of done și făceam un review pe item. Tura trecută făcusem cu definition of ready și atunci îi rugasem, fiecare avea două voturi și să-l aleagă pe cel care îi se pare relevant pentru ce lucrăm noi. Un coleg rămăsese cu ideea de tura trecută, nu știu, fie n-a fost atent la indicație, fie poate n-am explicat eu destul de clar, dar ceilalți au înțeles ce trebuie făcut și omul s-a avocat să voteze. Și mă așteptam să am un vot per tichet și aveam la 1-3, la 1-2 și zic, hopa, zic, stați un pic. Da, și a fost un pic ciudat, deși am dat indicația cu ce trebuie făcut, tot n-a ieșit, tot a trebuit să revin asupra ei. Și pentru mine chiar funcționează atunci când am o indicație și sunt și atentă la informația pe care o primesc, sunt concentrat acolo pe subiect, mă simt mai confortabil. Înțeles. Altfel mă pierd în grup, cum ai zis și tu. Te scurgi printre crăpături. Da. Altcineva. Aș susține același punct de vedere, dar aș mai preciza că depinde de situații. Pot fi situații în care, într-adevăr, poți să lași mai mult din control, să mergi pe o variantă, să zic, mai spre libertate, gen coordonate. Depinde, da. Depinde de situație. Aia, clar. Depinde de situație și de grupul pe care l-ai. Da. Sunt ședințe în care nu poți, fără instrucțiuni clare nu poți ajunge nicăieri. Exact. Dar sunt și situații în care cumva challenge-ul sau, mă rog, ceea ce se, cel puțin persoana de la, ale cărei cursuri le-am urmat pentru pregătirea asta, întotdeauna ea oferea ca și ceva de încercat, să renunțăm o perioadă la tot ce înseamnă control, tot ce înseamnă instrucțiuni clare, să renunțăm cumva la ele și să lăsăm grupul să-și folosească experiența pentru a ajunge undeva. Și se folosește sau cu precădere vrei să încerci acest lucru, atunci când vrei să îți dai seama dacă în grupul respectiv există personalități mai puternice care să poată să preia controlul sau dacă există un loc unde tu ca și facilitator vrei să scoți ceva în evidență. Fie lipsa de educație într-un anumit domeniu sau felul în care
Oamenii își folosesc experiența de viață pe care tu vrei cumva să o corectezi sau să o ajustezi sau să o schimbi. Asta pentru că vrei cumva să le demonstrezi că, uite, acolo am ajuns sau în situația asta ne aflăm, deoarece procesul pe care l-ați urmat poate nu neapărat că n-a fost corect, ci pentru că de fiecare dată îl urmărim pe același și ajungem în aceeași situație. Cum putem să facem să intervii și îi conduci sau îi coordonezi pe altă cale. Este și eu mi-aș dori ca voi să încercați să vedeți dacă puteți să renunțați la instrucțiunile controlate și măcar să le duceți spre zona condusă, adică să nu le dați chiar pas cu pas și să le ziceți că uite, vrem să facem, să ajungem să avem o analiză pe definition of done, însă aș vrea în grupuri mai mici să veniți fiecare cu o propunere extra sau să vedeți ce îmbunătățire și apoi să, adică cumva combinată cu celelalte metode, să ajungeți cumva și să fie cumva condus sau coordonat procesul. Să fie. În zona asta cred că e nevoie să aloci mai mult timp. Da, e nevoie de mai mult timp. Atunci când vrei ca oamenii să își dezvolte creativitatea, trebuie întotdeauna să aloci timp. Și de multe ori nu alocăm timp. Am zis-o, cred că și la început și cred că mai recunoscut cineva că nu alocăm timp suficient zonei de creativitate. Suntem în mod constant stresați de timp și de proiecte și de deadline. Și este o realitate până la urmă, na. Da. Dacă găsim o dată pe lună un timp de creativitate, ar fi super. Este un proces de construcție ăsta, să mergem în zona de condus sau de coordonat. De construcția echipei și orice proces de construcție necesită întotdeauna timp și efort și implicare. Da. Aia, clar. Poate ajută să și cunoști echipa un pic, că dacă îi împarți în grupuri mai mici, nu știu, dacă pui într-un grup o persoană vorbăreață, deschisă, creativă și una care e mai puțin. Păi îi pui în grupuri de câte doi. Da. Și îi pui pe amândoi la final să vorbească amândoi. Dar cum credeți că ar fi mai productiv? Să pui într-o pereche persoane care sunt relativ la fel sau diferiți? În sensul ăsta. Adică, ești pune la fel. La fel, nu? Așa mă gândeam că ar avea. Dacă ar fi, ești pune la fel. Sau poți să-i pui, există o tehnică, tehnica aia tomato something, nu mai știu cum se numește, tomato timer, nu mai știu. E tehnica e o tehnică de pair programming în care unul tastează și celălalt îi povestește ce să tasteze timp de N minute și după ce se termină timpul, fac switch. Putem să poftim? Zic schimbă. Da. Da, schimbă, cel care a vorbit scrie și cel care a scris vorbește. Și putem să folosim acest gen de activitate în loc de scris și vorbit, ascultat și vorbit. Și să alocăm același număr de secunde, minute oamenilor, astfel încât fiecare să aibă cum era discuția în jurul mesei, în care toată lumea asculta, mai puțin unul în care vorbea. Facem lucrul acesta și fiecare are dreptul la 30 de secunde de vorbit. După ce în prealabil a vorbit și într-un grup mai restrâns, că dacă îl luăm la o masă de 20 de oameni pe unul căruia e frică, atunci s-ar putea. Dacă vorbești într-un grup de doi oameni în care unul trebuie să tacă și celălalt să vorbească și după aceea să facă schimbul, s-ar putea să funcționeze și dacă e unul tare vorbăreț și unul mai puțin. Pentru că cel vorbăreț are 30 de secunde în care să tacă și să asculte. E o tehnică, se poate folosi. Eu nu am folosit-o pentru că eu nu am diferențe așa foarte mari. Și am o persoană care îi place să vorbească foarte mult, dar persoana respectivă vorbește foarte mult și când tace. Așa că se vede pe față, în sensul ăsta. Vezi expresiile feței, parcă în timp ce vorbești cu ea, se vede pe față că comentează. Deci, eu cred că ar trebui să fie cu camera stinsă și cu microfonul oprit. Bun.
Alte păreri sau alte experiențe pe care voi le-ați avut cu instrucțiunile? Ați folosit vreuna cu pregătire? A folosit cineva zona asta generativă? Nu? Nici eu. N-am ajuns încă la nivelul acela de training. Mi-e și teamă de zona aia. Mie nu mi-e teamă, însă e folosită în zone specifice, adică nu poți să folosești oriunde sau în orice ședință. Cred că și nici n-am coordonat foarte multe ședințe din acestea de brainstorming în care lumea să aibă experiența unei sesiuni de brainstorming. Aia vreau să zic. Majoritatea asta trebuiau conduși, coordonați. Asta vreau să zic și eu. Partea asta de generativ se apropie foarte clar de brainstorming. Acolo e nevoie de așa ceva. Sau de sesiunile acelea de leadership, unde stau ei la într-un spațiu, într-un, de asta cum îi zice, într-o oază de liniște și pun țara la cale. Și cum să ajungă acolo. Dar acolo n-am ajuns încă. Și pentru cine ar fi fost o opțiune la workshop-ul de care vă spuneam? Pentru că am discutat cu product owner înainte și am zis, uite, am avea varianta să facem brainstorming, să-i lăsăm să-și definească propriul definition of done, sau luăm ce avem existent, formatul existent și discutăm pe el. Și cumva niciunul dintre noi nu s-a simțit confortabil pe prima propunere și am zis amândoi, băi, e mai bine, mai eficient, terminăm mai repede. Nu, avem și un final până la urmă. Se vede și luminița de la capătul tunelului. Așa simțeam că ne aruncăm cumva în necunoscut și există posibilitatea să investim timpul și în final să nu avem mai nimic sau să agrem, băi, hai să le lăsăm tot pe astea care sunt. Deci era o teamă de faptul că nu veți obține rezultatul dorit. Exact. Atunci mai bine nu, hai să obținem totuși rezultatul dorit să fim siguri. Exact. Asta de generativ e mult mai ușor de implementat sau genul ăsta de discuții dacă nu ești direct afectat de decizie. Dacă nu ești parte din grupul care va fi implicat, adică dacă ești un facilitator extern la un ceva, atunci nu te doare neapărat. Puteți să luați decizia că mâine închideți fabrica. Nu mă interesează, e important să luați o decizie, știi, cam așa, în capul tău cam așa este. Eu mi-am luat banii, voi luați decizia, eu vă, uite, v-am creat spațiu, v-am adus bombonele, băuturi, v-am pus împreună și cam atâta. Fără probleme. Ok. Haideți să mergem atunci în zona următoare. Și anume, timpul și spațiul ședințelor. Fix acum a plecat Nadia, unde e interesant, la timp și spațiu. Sau parcă nu era Nadia, era altcineva. Bun, așa când vorbim de timpul și spațiul ședințelor, și v-am spus eu că există ședințe asincrone sau zone de decizie asincronă și sincrone. Și vorbim de un spațiu sincron în care toată lumea este în același timp, în același spațiu. Că spațiul este virtual sau că spațiul este fizic, nu contează. De exemplu, noi acum avem un spațiu sincron, suntem într-un mod sincron de comunicare și de creare a energiilor. Bine, poate suntem un pic defazați, dar în același timp, în același spațiu, aici suntem. Există un spațiu concurent unde toată lumea este în același timp. Da? Deci între la ora 12 fără, dar suntem în spații diferite. Asta înseamnă, de exemplu, în spațiu virtual că suntem în breakout rooms. Suntem în același timp în breakout rooms. Dar suntem cumva în aceeași ședință de Zoom, gândiți așa. Se ține aceeași ședință de Zoom, doar că sunteți cumva în camere diferite. Dacă am fi fost într-o zonă din aceasta de conferințe, într-un spațiu mare de conferințe, am fi poate unii la intrare, unii la ieșire, unii la baie, dar suntem în aceeași clădire.
Sau, dacă camera respectivă e împărțită pe mai multe zone, gândiți-vă că este o zonă de discuții de un anumit fel, o zonă de discuții pentru un anumit fel și așa mai departe. Da, deci suntem cumva în spații diferite. Spațiul asincron, unde toată lumea, unde suntem în același spațiu, dar la momente diferite. Gândiți-vă la un spațiu de genul un whiteboard, în care fiecare vine când are timp să-și spună părerea, să voteze, să adauge subiecte, să facă un click pe un poll, să adauge ceva. Spațiul comun este acel whiteboard. Timpul este diferit, s-ar putea să ne nimerim 2-3 în același timp, dar s-ar putea să nu. La fel și sala de conferințe, aceeași sală, dar noi ne mișcăm. Ne mișcăm și vom fi într-un anumit loc la un timp diferit față de celălalt care tocmai a plecat din spațiul respectiv. Iar spațiul variabil este acela în care fiecare dintre noi suntem în alt loc, în alt moment. Gândiți-vă la mișcările de oameni în spațiu. Sau în spațiul virtual este un pic mai greu de organizat acest loc, pentru că toți suntem în spațiu virtual la sfârșitul zilei. Dar, dacă cineva dorește, poate să implementeze. Acest spațiu variabil este cele mai multe ori folosit în conferințe, pentru că este acea, nu știu dacă ați auzit, regula celor două picioare, în care se oferă niște spații fixe și oamenii folosesc regula celor două picioare să se plimbe. Și s-ar putea ca într-un anumit moment să fii cu un anumit grup de oameni, să-ți folosești picioarele să duci în altă parte, să fii în alt moment cu alți oameni și mai departe. Bun, deci există, așa cum v-am zis, spațiu sincron, asincron, concurent sau variabil. Și v-am zis că prefer munca asincronă foarte, foarte mult. Și eu numesc ședințe asincrone chaturile din ședințele normale. Noi folosim Teams ca și metodă de comunicare în ședințe și avem ședința sincronă, toți la aceeași oră, însă am oameni care din diverse motive nu pot să participe și atunci ei îmi lasă pe chat-ul respectiv informații legate de subiectul ședinței atunci când pot să mi le ofere, că e mai devreme, că e mai târziu, că dar Andreea, vezi că am făcut aia, Andreea, vezi că am terminat aia altă și mai departe. Sau ce ține de subiectul respectiv. Din acest motiv numesc aceste ședințe asincrone. Pentru că eu nu am toată lumea în același timp, dar îi am pe toți în același spațiu, în spațiul chat-ului de ședință. Care dintre voi folosește comunicarea asincronă? Câți dintre voi cum folosesc comunicarea asincronă? Mai ales pe chat. Folosim de fiecare dată când e ok, e necesar, ne ajută. Ok. Poftim? Eu chiar nu folosesc de chestia asta pentru că avem colegi care sunt pe time zone diferite și ca să nu uit până ajung ei la muncă să le scriu, le scriu și ok, las că știu că răspunde când vede mesajul. Exact, exact. Atunci o folosim cel mai mult. Cel mai mult e atunci când vorbim de oameni în time zone diferit. Dar o folosiți și pentru cei care sunt în time zone și nu vă supărați dacă nu vă răspund instantaneu? Păi nu ne supărăm că poate e ocupat atunci. Da, este chat-ul și orice canal de comunicație online, omul răspunde când vede și când poate. Uite, o gândire sănătoasă, dar nu toată lumea o are. Da, corect, așa este. Și acolo ar trebui să atindem cu toții să ajungem. Că și noi la rândul nostru, dacă vedem un mesaj, poate stăm pauză de masă, ar trebui să mâncăm că stăm pauză de masă și să ne relaxăm și da, să răspundem când revenim. Adică e important să înțelegem ambele părți aici. Exact, exact.
Din păcate, de-aia am întrebat, pentru că mi s-a întâmplat să aud, nu în ateliere și așa, dar sora mea, care teoretic promovează comunicarea liberă, asincronă și așa, o văd că se enervează foarte tare dacă ea scrie ceva pe chat și persoana respectivă nu îi răspunde instantaneu. Și când o aud, o întreb, da, știi? Și că da, știu, dar este în timpul orelor de program, ar trebui să-mi răspundă acum, că eu acum am nevoie de informație. Și mă uit și știi că omul se mai duce și până la baie, știi, nu toată lumea e ca tine, precum că Mila nu bea apă, nu mănâncă, nu face nimic a 8 ore pe zi. Și ce? După ceva timp dă dreptate, dar frustrarea încă o are. Deci cumva dacă aveți oameni acesta pe lângă voi, încercați să-i convingeți că nu e un lucru bun și încercați să folosiți și ședințe din acestea, cum am zis eu, oarecum asincrone, pentru că ajută încrederea oamenilor, ajută la creșterea încrederii oamenilor în colegilor și în echipa cu care lucrează. Și asta pentru că nu se vor simți cumva judecați, pentru că la momentul respectiv au avut o problemă. De cele mai multe ori oamenii nu intră în ședințe, cel puțin acestea de daily, de planning, nu intră pentru că nu vor, ci nu intră pentru că nu pot sau trebuie să iasă mai devreme sau mai târziu din motive personale. Și dacă stăm să-i judecăm, creăm neîncredere și aceasta distruge echipa de cele mai multe ori și munca pe care ne chinuim să o facem. Întrebări sau alte comentarii legate de spațiul și timpul ședințelor? Aici aș zice eu că poate e important să ne și aliniem un pic așteptările. Nu știu, da. Lucrăm cu colegi din alte țări care au, nu știu, zile libere diferite față de ale noastre, cel puțin. S-a întâmplat, am avut recent o situație când cineva a primit un mesaj de la un coleg din altă țară că la noi era zi liberă. Problema n-a fost că a primit mesajul, ci că așteptarea era să-i se răspundă în aceea zi. Și atunci de aici au ieșit niște scântei, dar nu, le-am aplanat până la urmă și asta am concluzionat, că e important să ne alinem așteptările și poate când lași un astfel de mesaj să și scrii, uite, îți scriu astăzi, știu că tu ești liber, mă aștept să-mi răspunzi luni, miercuri sau când revii, ca să cumva să nu pui gaz pe foc, ci să setezi din start așteptările, contextul poate. Și aș mai fi avut o întrebare, în ce categorie se încadrează, bănuiesc, dar cumva aștept o confirmare, când avem o ședință în care unii sunt online și unii sunt într-o cameră de ședință la birou. E spațiu concurent în același timp, da? Dar, sau? Spațiu concurent, de acestea hibride sunt spații concurente. Sunteți în mediu virtual toți, într-adevăr, dar fiind și pe fizic cineva, atunci poți să mergi pe spațiu concurent, astfel încât să-ți setezi cumva activitățile în felul acesta, genul de activități pe care îl poți face. Ok, mulțumesc. N-ai pentru ce. Bun. Stiluri de învățare. Aici să știți că nu mi-a mers animația. Am încercat, dar nu mi-a plăcut. M-a arătat motiv pentru că și m-am chinuit. Pentru care a apărut tot deodată. Dar voi presupune că majoritatea dintre voi cunoașteți stilurile acestea de învățare. Sunt oameni care prind sau învață mult mai bine dacă au suport vizual, cum ar fi poze, diagrame, desene, hărți. Alții învață mult mai bine dacă aud lucruri, dacă și asta înseamnă că ei au nevoie de o poveste, au nevoie de cineva care să vorbească, să le țină un discurs, podcasturile. Unii rețin mai bine prin muzică sau prin poezie, că se fac anumite legături. Sunt alți oameni care preferă partea asta de citit, de scris și atunci au nevoie de un suport tehnic, de un PPT, de documente, poluri, inclusiv zona de brainstorming, pentru că și-au notițe. Se poate folosi, iar în zona de kinestetică au nevoie să facă ceva și atunci vorbim de experimente, de jocuri, acea mișcare fizică sau de interacțiuni fizice cu spațiu,
că merg până la tablă, că merg până la un panou și așa mai departe. Ne folosim de aceste stiluri de învățare pentru a-i energiza pe oameni. Atâta timp cât majoritatea oamenilor sunt pe zona de vizual-auditiv, nu putem să îi uităm și pe cei care au nevoie de citit sau de kinestezic. Eu, de exemplu, prin mult mai repede lucrurile, dacă le pot experimenta eu. Și sunt foarte mulți ca mine. Dacă exista proverbul ăla cu citit, cu scris și dăm seama, experimentez și voi învăța pe viață sau ceva de genul acesta. Era, e un citat, dar nu-l țin minte. Însă, atunci când punem oamenii să facă ceva, să experimenteze ceva, o să le rămână în cap mult mai bine și asta și pentru că vor face niște asocieri mentale cu ceva anume ce e important pentru ei. Nu știu, că de exemplu, experiențele mele cu atelierele n-au ținut, adică cu ce am rămas la finalul zilei, n-au fost ce mi-a predat, ci activitățile pe care le-am făcut astfel încât să rămână cu ce mi-a predat persoana respectivă. Am fost, de exemplu, eu când am început Scrum-ul, am fost la un, era curs cu training, un curs cu, de asta cum zice, cu examen la sfârșit de Certified Scrum Master și le-am făcut în spaniolă pentru că mi s-a părut mai ieftin și m-am dus până în Spania și am fost acolo. Mi-a fost mult mai greu pentru că limba, din motiv de limbă, am avut niște blocaje, însă felul în care a fost construit atelierul și felul în care a ales activitățile astfel încât noi să rămânem cu ceva în urma lui, m-au făcut pe mine să pricep. Și atunci tot ce era de citit, de scris pentru mine era total irelevant, pentru că nu eram în stare să scriu două cuvinte în spaniolă, de citit poate că le citeam, da, mă rog, mi-a rămas auditivul pentru că na, ¿qué hora es? Știm cu toții. Mi-a rămas tot ce a fost vizual, toate pozele pe care mi le-a arătat și a folosit foarte multe omul ăla, mi-au rămas, dar nu atât de mult, însă ce mi-a rămas cel mai mult au fost activitățile. Felul în care ne-a pus să ne plimbăm prin cameră ca să, că el ne-a pus, de exemplu, pentru alegerea subiectului pe care vrem să-l, goal-ul, țelul proiectului nostru, trebuia fiecare dintre noi să-și scrie pe o hârtie. Am scris în engleză, ce să mai... ce vrem noi, ce proiect vrem noi să facem și apoi să luăm bilețelul, puneam și ne duceam la cineva din sală, îi dădeam bilețelul nostru, îl luam pe al lui, dacă ne plăcea, îl votam, dacă nu, îl dădeam mai departe. Eu am rămas în cap, din toată activitatea asta, cu mișcarea respectivă, cu datul de bilețel, luatul de bilețel, și faptul că, până la urmă, subiectul meu a ajuns pe la niște oameni, cine știe cine au fost, și a fost votat fără ca oamenii respectivi să știe că e al meu. Deci l-au votat pentru că le-a plăcut sau nu l-au votat pentru că nu li s-a părut interesant. Și a fost cumva o decizie fără biasul ăsta că vine de la Andreea. Doar au subiectul și atâta. Poate mulți nu au înțeles că era în engleză scris. Majoritatea erau în spaniolă, deci eu vă dați seama că dacă înțelegeam un cuvânt, puneam punctul, dacă nu, sufletul. Da? Deci, atunci când vă alegeți să faceți un atelier, mai ales în spațiu virtual, încercați să alegeți activități sau să construiți atelierul, cursul, ședința, astfel încât să folosiți cel puțin 3 stiluri de învățare. Acum înțeleg că atunci când vorbim de virtual e mai greu să faci experimente, dar se pot face. Și putem să le folosim în activități de genul retrospectivă, clar putem să facem. Sau demo. Un exemplu fain de integrare de asta de stiluri diferite. De exemplu, când arătați ceva, puteți să și spuneți ce faceți. Da. Pentru că, în primul rând, umple spațiu, care ar fi cu liniște și pentru auditiv e moarte. Exact, moarte pasiunii, da. Da? Și îi ține și pe ceilalți cumva hooked up, pentru că nu doar, adică cuvintele se potrivesc cu ceea ce faceți și e cumva dublată, adică merge pe mai multe canale, că nu, fiecare are un stil predominant, dar toți avem din fiecare stil câte un pic.
Și atunci, cu cât intră informația pe mai multe canale, cu atât rămân mai, na, mai mulți, sunt multe șanse să se sedimenteze. Exact. Trebuie combinate și făcut switch. Dacă, dar de obicei tot ce este, adică din câte am văzut, mulți folosesc auditivul cu vizualul. Fac o prezentare și vorbesc pe lângă, dar nu toată lumea. Mai sunt și oameni care uită să facă prezentare sau aleg să nu sau îți pun ceva. Na, e interesantă abordarea asta. De exemplu, știu persoane care preferă să nu pună PowerPoint sau chestii vizuale, pentru că cumva, și asta e adevărat parțial, poate să fură atenția, știi, și atunci cumva rămânem vizual, doar ne vedem la față. Și asta e fain din punct de vedere al întâlnirii de acolo, pentru că ne implică într-un fel sau altul. Doar că când ajungi după aia acasă, nu mai ai la ce să te uiți înapoi, să zici, păi, stai așa, despre ce am vorbit, știi? Și eu am pățit câteva, mi-a plăcut foarte mult întâlnirea, dar nu mai țineam minte subiectele, că au fost câțiva termenuri pe care n-am reușit să-mi notez atunci, că eram prins în discuție. Și, no. Da. Și păcat. Adică o imagine chiar face cât o mie de cuvinte. Asta clar. Chiar da. Există un principiu, cred că se numește picture superiority sau ceva, stai că o să caut și mă trimit pe chat, în care ziceau exact chestia asta, că imaginile, chiar și prezentarea, au un rol foarte, foarte important, pentru că transmit mult mai multe informații decât credem noi și oamenii asociază imaginea respectivă cu informația, cu starea. Cu... Exact. Și jocurile, activitățile, la fel. Le asociem cu ceva. Cum v-am zis, eu nu pot să vă mai... Adică, ok, am reținut niște termeni, că erau niște termeni, dar i-am reținut la modul că puteam să-i aleg, că nu, fiind în spaniolă n-a avut. Deci tot ce a însemnat citit, scris, n-a... Era și totul tradus, adică chiar. Ăștia nu știu să folosească engleză, îți dai seama. Da, deci, dacă n-ar fi fost activitățile, nu cred că aș fi rămas cu ceva de acolo. Asta vreau să vă subliniez, că alegeți-vă și voi, nu faceți ca mine, alegeți-vă ceva unde să puteți. Dar și dacă, pregătiți-vă. Mi-a scris la un moment dat cineva și mi-a zis că, mă, Andreea, să știi că pe LinkedIn ar fi bine să promovezi atelierul ăsta în limba engleză, că... Așa îți vine lume din afară și zic că aș vrea să promovez, dar tot atelierul e pus în limba română. Și s-a uitat urât la mine și a zis, păi da, nu ești pregătită pentru ceilalți. Și aș fi vrut să-i zic că, ba da, sunt, că uite, am poze. O să înțeleagă măcar desenul, partea de scris, hai să zicem, dar măcar desenele asociază cu ceva și... Na, chiar mă gândeam, Doamne ferește, se... Scriu, mă chinui aici cu diacriticile și mi-apare cineva care nu vorbește românește. Păi da, mi-am dat cu firma așa. Poftim? Te descurci. Da, da, frumusețe de diacritice pe aici, pe acolo, că mi-am dat, am găsit un slide care n-are diacritice. Ok. Alte întrebări sau completări? Mulțumim, Nadia. Da, și eu știu altă. Aș mai adăuga, uite, am pus aici în chat și căutam despre piramida învățării. Da. Apropo de ce ziceai tu, partea asta e pusă în practică, cred că e cam maximul ce poți să faci într-un atelier, că se pui să învețe parții mai complicat în cadrul unei întâlniri, da. Dar partea asta e practică foarte importantă. Este. Sunt total de acord. Motiv pentru care... Da, următorul este un exercițiu, că dacă tot am vorbit și v-am zis și nu știu ce. O întrebare. Acum este ora 12 și 5 minute. Vreți să continuăm cu partea practică până la 12 și jumătate și apoi să închidem? Sau vreți să luăm 5 minute pauză, după ce venim, facem partea practică și mai stăm de vorbă până la 1? Eu aș prefera să continuăm acum, dacă e ok. Da, și pentru mine e ok așa. Asta înseamnă să terminăm mai devreme. E ok dacă terminăm mai devreme? Da, sigur. Abia te mai bucuri să de natură. Da, nu e... Mi-am asumat. Stați liniștit, nu e... Bun, atunci haideți să facem exercițiu. Și pentru că suntem atât de puțini, aș vrea să-l facem împreună. Nu de alta, dar v-aș pune în breakout rooms doar câte doi,
Și ar fi, nu că ar fi rău, n-ar fi rău, dar mă gândesc că poate Nadia vrea să pregătească pentru cealaltă prezentare a ei și s-ar putea să nu fie atât de prezentă. Și atunci, haideți să facem împreună, suntem mai mult de patru? Nu, nu? Dar atâția suntem. Alexandra tot intră și iese. Intră cu mai multe... Da, să de pe telefon multe PC acum înapoi ca să facem exercițiu ca lumea. A, puteai să și vorbești. Bun, haideți să facem exercițiul acesta. Se are legătură cu tot ce am discutat, cu aproape tot ce am discutat, și aș dori să ne alegem o ședință, să stabilim o structură a ei și să vedem pentru fiecare element din structura ei cum ne jucăm cu numărul de participanți, dacă e nevoie să jonglăm cu ei, dacă avem niște activități posibile și cum vor fi ele distribuite. Poate discutăm un pic la fiecare pas cam ce stil de învățare vom folosi sau ce fel de instrucțiuni vom da. Aș vrea cumva să și trimitem invitația într-un anume fel. Și să vedem, să facem cumva un exercițiu, să vedem cum am folosit sau cum am gândit acum știind aceste noțiuni, în caz că nu le-aș știu până acum sau nu le-aș conștientiza până acum. Haideți să începem cu stabilirea unei ședințe. Aveți vreo propunere? Nu știu, ne gândim la ceremonii Scrum, ne gândim la... ședință, orice. Gândiți-vă, știți că la începutul atelierului v-am gândit să vă gândiți la un lucru pe care ați vrea să-l schimbați. Da. Legat de alea pe care vrem să le schimbăm. Alea erau erau cumva de neparticipare, erau multe, sau negăsirea unui... Adică să se închidă ședința fără un rezultat final... Hai să vedem alea în ce fel de ședințe se întâmplau, ca să putem să stabilim. Eu îmi notez pe hârtie. Uite, eu am probleme de genul ăsta din când în când, indiferent de modalitatea în care organizez retrospectivele, fac joculețe, pun oamenii cu mâna, am momente în care efectiv nu au chef să participe la nimic. Au senzația că e super inutilă și că nu. De ce să zic eu chestii, că am tot zis chestii și nu mai vreau să zic chestii. Și pun întrebări și mă rog să scrie, să facă, deși, nu, repet, joculețe, nominalizat oameni and so on. Asta la mine de obicei poate cauza anumite probleme. În diverse echipe, desigur, pentru că am și echipe în care nu sunt probleme de genul ăsta. Deci tipul de ședință pe care o alegem este o retrospectivă. Rămâne așa? E doar o propunere. Ești de acord. Da, și eu sunt ok. Ședință de retrospectivă. Hai să vedem. Hai să vedem ce structură are, ca să vedem și cam ce agenda. Deci o retrospectivă, ce se întâmplă? Care ar fi structura ei? Ne uităm să vedem ce am făcut bine în ultimul sprint și ce putem îmbunătăți. Nu așa, Alexandra. Da, ai întrebat ce structură. Am dat două răspunsuri. Pe scurt. Păi nu pe scurt, o luăm pe larg. Bine. Să luăm pe larg atunci. Pe larg. Gândește, vizualizează așa. Când ai început ședința, ce se întâmplă? Primul lucru pe care se întâmplă, care este? Ne asigur că toți cei invitați sunt prezenți. Ok, ne asigurăm. Altceva. Salutăm oamenii. Așa! Ne salutăm! Ok, deci la modul ăsta pe larg, am înțeles. Salut! Zona asta de salutare, de așteptare, făcut și chat-ul ăla, se numește checking in. Check-in, da? Deci check-in, putem da. Să poftim? Check-in, da. Da, la check-in. Hotel. Așa, hai să facem check-in. Da, zicem că facem un check-in. După ce am făcut check-in-ul, eu le și mulțumesc că și-au făcut timp să participe. Bun. După ce facem acest check-in, ce urmează de obicei la voi? Intrați direct în subiect? Faceți o activitate înainte? Eu le prezint agenda.
Da. Ok. Ce urmează da, da, da. Să facem? Le și arăt, de fapt, că avem o pagină în Confluence unde... Și scriem, cred că e prima chestie pe care o facem în momentul în care începem. Vizualizăm... Ok. No, stai așa că aia cu vizualizarea intrăm în altceva. Bun, deci facem check-in-ul și după aceea ați zis că prezentare de agenda. Eu aș mai face cu pas. Sau rog, unii ori fac. Și eu aș face. Așa. Dar acum te las, Nadia, că tu ai spus, te rog, scuze. Verific un pic care este starea oamenilor. Aia, mi-ai luat-o, gata. Mi-ai luat no, îmi pare rău. Te las pe tine să dai detaliile atunci. Da. Asta cred că face parte tot din check-in, cumva, nu? Întrebarea asta de, hei, cum sunteți azi? Da, ca și mulțumirea, ca și mulțumirea că v-ați făcut timp să participați. Na, putem să le punem toate, să le grupăm în check-in, nu cred că ar fi ceva greșit. Puteți. Puteți să, de acum depinde foarte mult și cum faceți verificarea, că dacă este doar așa o simplă întrebare, dar puteți să o faceți și sub forma de un, ăsta cum zice, un icebreaker. Și atunci este parte separată de check-in, icebreaker-ul. Eu, de exemplu, cred foarte mult că dacă oamenii nu au starea potrivită, știi, cumva trebuie să, cred că ajută să, să încerc cumva să-i aduc în starea respectivă. Și atunci, înainte să intru în topic în sine, dacă îi simt că sunt mureșiți, vin eu cu mai multă energie, poate îi pun să facă ceva mai întâi, cumva să-i activez. Ok. Puteți atunci... să dați exemplu de un icebreaker bun pe care l-ați folosit și v-a rămas în minte? Ceva fain. Deci ceva care v-a rămas în minte, băi, uite, a funcționat excelent. Într-o situație în care energia era low. Da. Bineînțeles. E folosit niște filtre super funny de obicei peste web și, uite, un exemplu, la ultima retrospectivă am fost un cartof. M-am simțit ca un cartof toată ziua și, efectiv, asta a rupt toată discuția. Au râs, cred că, 5 minute fără oprire. A fost fun. Serios, am fost goofy, dar 5 minute oamenii nu s-au putut opri din râs. Efectiv, dădeau să zică ceva și mureau de râs în continuare. Super fine. Super, ce să zic, cred că funcționează chestia asta cu... Clar funcționează. Și de multe alte names de care astea foarte mișto. Că cu întrebări de astea scurte, gen, nu știu, care e cartea ta preferată? Zi-mi, recomandă-mi o melodie, chestia genul ăsta, știi? Și fiecare să zică rapid o treabă. Îi entuziasmează că, na, ideea pe mamă care oamenii vin cu mindset, poate din alte ședințe, de la prânz, de acasă, din diverse contexte. Și atunci, cumva trebuie să-i scoți din starea aia și din mindset-ul ăla care nu e productiv și nu e în folosul nimănui care e acolo. Da? Și te duci într-o stare în care sunt curios, sunt deschis, sunt entuziasmați, vor să contribuie, vor să facă ceva fain acolo împreună cu oamenii prezenți. Da, și am folosit Scribble. O rundă de Scribble, gen o rundă, ca să pornești un pic discuția, da. Motorul discuției. Scribble? Da. Scribble, da, e Pictionary. Desenezi chestii și oamenii trebuie să ghicească ce e desenat. E un fel de spânzurătoare a desen, practic. Super, super, da. E o combinație, așa, că e pe ghicit de cuvânt cu chestii. Clar activator. Ia. Da. Ok, deci facem un check-in, facem și un icebreaker ca să aducem starea, energia bună, facem o prezentare de agenda, apoi intrăm în subiect, da, intrăm în corp cu what went. Faceți lucrurile astea sub formă de așa în plen, toată lumea să pună bilețele sau le faceți în grupuri? Individual, fiecare pune bilețele. Ok. Noi, înainte să trecem la exercițiul propus, mai revizuim un pic acțiunile din dățile trecute, ce s-a mai întâmplat cu ele. Okay. Dacă s-a întâmplat ceva... Facem un check la toate action points-urile pe care le-am stabilit la ultima retrospectivă. Ok. Și mitighez tot ce nu s-a rezolvat și încă e în progres. Ok. Bun. Da, în felul ăsta le răspuns la treaba aia. Oricum am mai zis, nu s-a întâmplat nimic. Ce rost mai are să mai scriem? Cumva tai, sau cel puțin în cazul meu. Nu mai lași loc de discuții după aia. Uite, oameni buni, e în progres, se întâmplă ceva, unele s-au întâmplat, deci nu vă fie teamă. Bun, deci what went well, what went
Bad improvements, zona asta. Ok. După asta, după ce are toată lumea bilețelele puse, începem să discutăm. Ok. Și după discuții? Da, până aici la asta, cu după ce are toată lumea bilețelele, acest toată lumea, cred că e un pic tricky, pentru că mi s-a întâmplat în experiență să dau... Când eram la birou, ok, toată lumea primea bilețelul, trebuia să-l pună. Acum, fiind acasă, s-a întâmplat că aveam un bilețel, două, nimic. Adică, ok, asta am și zis, păi, bun, nu s-a întâmplat nimic bun, dar poate s-a întâmplat ceva rău, poate ai văzut ceva de... Adică, undeva trebuie să apară un bilețel și cu numele tău, dacă nu în fiecare coloană. Și erau colegi care, asta mi s-a întâmplat într-adevăr într-o experiență anterioară când era grupul un pic mai mare, și erau aceleași persoane care scriau, aceleași care discutau și ceilalți se cufundau în, nu știu, borcanul cu înghețată sau habar n-am ce făceau, că nu-i auzeai, nu-i vedeai, nu știai dacă respir. Și atunci am decis să folosesc un alt tool unde într-adevăr aveam cumva mai mult control, eram ca profarea, dar vedeam exact cine a scris bilețelul. Și atunci au fost foarte surprinși, dar le-am spus de la început, uite, o să folosim acest tool, o să vedem, adică nu mai e confidențial, acum știm exact cine a scris, nu e la modul de a-ți asuma că ai scris treaba respectivă, că nu vrem să arătăm cu degetul pe aici, dar vrem ca fiecare să-și expună punctul de vedere. Și a fost o primă întrebare la care neapărat că aștept, dar mi-ar prinde bine un sfat de la voi, era e obligatoriu? Cum gestionați întrebarea asta? Cum răspundeți? Tu cum ai vrea? Eu am avut recent. Am avut recent o situație de genul ăsta. Am un omuleț nou care a dat join echipei lunea trecută și s-a nimerit fix în a doua săptămână din sprint și a fost prima retrospectivă după aproape 3 zile de muncă care a fost mai mult citit documentație, instalat tool-uri și era gen, păi stai că eu n-am ce să zic. Deși retrospectiv a fost gândită în așa fel încât să vorbim despre așteptări și așteptări și ce considerăm noi că nu o să se întâmple în echipa asta și au fost niște întrebări formulate strict pentru oamenii care au intrat noi și n-a participat și m-a întrebat, dar e obligatoriu? Și a zis, nu e obligatoriu, dar ar fi frumos să, drăguț din partea ta, să participi. Dar nu să te oblig dacă nu vrei să faci asta, îți dai seama, dar e teamwork și ar fi nice să participăm toți aici. Deci cam așa procedez de obicei, nu încerc să fac să fie mandatory, dar apreciez participarea. Și de fiecare dată când o persoană de genul care nu vrea neapărat să participe, totuși participă, îi mulțumesc personal după și zic, uite, bravo, ai făcut o treabă foarte bună, îl încurajez ca în viitor să continue să facă asta. Ok, mulțumesc. Deci apelez cumva la bunul simț. Pe asta m-am aruncat și eu, de a apela la bunul simț, dar discutând cu voi la o cafea, prima reacție mi-a apăsat pedala aia să mă enerveze, adică mi se pare aiurea într-un grup de oameni, ok, ai mai lucrat în Agile, în Scrum, știi la ce te aștepți, mi se pare un pic ciudat să zici, dar e obligatoriu? Nu e obligatoriu. Bine, prima senzație a fost să respir adânc. Da. Am avut. Nu este obligatoriu, nimic nu este obligatoriu până la urmă, dar faci parte din echipa asta și corect față de colegii tăi, ar fi să-ți expui punctul de vedere, nu? Cam... Eu îi oblig. Nice. Măi, e ciudățel. Și ce zic, adică... Îi oblig. Și acum așa încarcă pistolul sub masă, știi? Și am și o metodă prin care eu fac asta. Eu îi oblig. Așa cum ați zis și voi, când lucrăm în echipă, there is no I in team. Cred că la asta se rezumă. Atâta timp cât lucrăm în echipă, ne împărtășim în echipă cu bune și cu rele. Ne sărbătorim câștigurile și ne plângem împreună de amarul vieții noastre. Dacă unul alege să fie diferit, înseamnă că vrea să fie cumva în afara echipei. Cam așa ar trebui dusă discuția, pentru că înțeleg, nu îi obligăm la propriu, dar dacă tu alegi să nu fie, cel va face pe celălalt să vrea el. De ce eu trebuie să-mi expun? Gândiți-vă așa, că e o chestie de încredere a oamenilor față de tine.
Dacă eu îmi expun părerile, înseamnă că am încredere că nu voi fi judecată pentru ele. Corect. Dacă tu nu-ți exprimi părerile, înseamnă că fie nu ai încredere în mine că nu te voi judeca, fie nu vrei să o faci ca să poți să arăți cu degetul și să zici că ești pe o treaptă superioară. Eu n-au sunt așa. Eu n-am această părere. Chiar dacă sunt 5 bilețele care să zică everything went well. Ai spus-o și o avem acolo. Dacă tu nu spui nimica, înseamnă că vrei să te detașezi de grup și asta nu face bine încrederii la nivel de grup. Și atunci m-aș orienta către exerciții de câștigare de încredere. Sau mutat în grupuri mici și din grupuri mici să vină cu un bilețel. Clar, în grupul ăla trebuie să fie discutat, că nu poate să vină unul și să-ți pună bilețelul. Să știi că eu am avut situații cu Gică contra ferm, adică ferm, nu din ăla, ferm, nu vreau. În ședință, gen, nu știu, întrebări personale, întrebări, chestii, nu vreau să part, nu vreau. De fapt, nu. Ai ceva de zis, nu. Știi ce faci cu ăștia? Mi-i dai afară din echipă. Super, nu-i mai inviți. Nu-i mai inviți în ședință. Și se vor simți lezați. Andreea, îmi place. Da. Păi nu, serios. Adică dacă aș avea un om care să zic, am avut o singură persoană care mi-a creat genul ăsta de probleme și a venit și mi-a spus că, în timpul ședinței mi-a zis, că el nu are nimic de spus, că s-a săturat, cum ziceți și voi, s-a săturat să spună aceleași lucruri și să nu se întâmple nimica. Da, da. Și atunci l-am întrebat, ok, ce ai făcut tu ca lucrurile alea care zici că nu funcționează să nu mai... să se îmbunătățească. Ce ai făcut tu ca și individ? Am înțeles, noi ca și echipă suntem varză, nu am fost în stare să rezolvăm. Ce ai făcut tu ca acest lucru? Păi nu depinde de mine. De ce nu depinde de tine? Și dacă nu depinde de tine, de ce crezi că depinde de restul echipei? Înseamnă că este responsabilitatea unui singur om să rezolve anumite probleme? A, păi nu, că n-am vrut să zic asta. Că... Deci, ce ai făcut tu? Dacă tu nu ai nimic de zis, înseamnă că te-ai scos din echipă, din noțiunea de echipă și consider că anumite discuții sunt per individ. Și atunci mi-arăt cu degetul pe acel individ care ar fi trebuit să rezolve problema, dacă nu e noi ca și echipă. Da? Deci oricum în retrospectivă trebuie discutate, trebuie făcute cumva subiectele de discuție, trebuie separate între ce poate echipa să rezolve și ce pot alții să rezolve. Și acel alții să rezolve sunt cumva în afara echipei. Dacă ține subiectul de echipă și se poate rezolva în echipă, atunci fiecare trebuie să-și asume că va încerca să facă ceva astfel încât lucrurile să meargă mai bine. Dacă ei în cadrul retrospectivei vin și spun că eu n-am nimic de zis, nici măcar că funcționează totul bine, că orice discutăm se pierde neant, nu se ajunge, atunci, ok, ce ai făcut tu? Personal, știi? Trebuie câteodată să fii și rău. Și puteți avea eventual niște discuții în prealabil înainte să-i faceți cu și coțet în cadrul echipei unde există acel bol de încredere, să discutați cu managementul, managerul lor și să le ziceți că, uite, am această problemă și vreau să o adresez. Dacă nu o adresez tu în privat, o adresez eu în public. Știi? Astea sunt genul de discuții foarte nașpa pe care și eu le evit și v-am zis că am avut și mi s-a reproșat în public, în cadrul public mi s-a reproșat că vreau să bag zânzanie în echipă și că nu... Și am zis, dacă tu crezi că asta vreau și că nu vreau să ajung la niște soluții, este problema ta. Și a plecat într-o lună de zile. Și în cazul meu, băiatul de care îți povestesc eu, la fel, a plecat într-o lună de zile. Deci, cumva, tu ai dreptate cu privire la detașarea asta din echipă. În momentul în care oamenii dau semne de genul nu vreau să zic, nu-mi pasă, face zbor și whatever, să te aștepți că omul ăla va pleca. E o detașare mentală de echipă și el o manifestă fără să vrea și ca prezență în echipă. Chiar că el își face treaba în continuare, task-urile merg, își duce treaba. Da. Partea asta colaborativă nu mai există și în momentul ăla e un semn mare de întrebare. De ce ruptura asta? Exact. Am o întrebare. Da. L-ați făcut, ați challenge-uit respectiva persoană exact atunci, în momentul respectiv, în echipă? Da. Legat de atitudinea asta? Eu da. Și eu. Ok. Și după aia ați avut și discuție imediat după, o discuție unul la unul imediat după? Da. Și tot n-a funcționat. Deci a fost foarte defensiv. Într-o lună. Nu. Okay. Da. Defensiv. Ulterior, păi stai, că o fi copățit, că eu n-am vrut, că nu chiar așa, că nu... Da, nu.
Defensiv. Complet defensiv. Fără să asume nimic și fără să zică, da, uite, îmi cer scuze, am greșit, o să încerc să nu mai fac chestia asta în viitor, că nu vreau să afectez pe tot. Nu, defensiv, punct. Deci avea o, cum să zic, o limită pe care n-a putut să o depășească și atunci pentru echipă nu, omul nu era pe nivelul corect. Mai are alte lucruri de învățat să depășească stadiul la care e el. Eu așa aș explica. Asta sau omul a făcut detașarea înainte de, la un moment dat a luat decizia că nu mai vrea să lucreze ori în echipa aia, ori la produsul, ori firma respectivă și atunci începe să taie legături. Știi? Eu, de exemplu, am avut o persoană care a fost deranjat de management și a început detașarea prin a nu-și mai duce taskurile la bun sfârșit în... Promitea, dar nu ducea, în retrospective nu participa pentru că avea alte de făcut, la ședințe de status nu mai venea pentru că avea alte probleme. Nu întotdeauna erau probleme reale, dar în timpul ăla era la... el lipsea și îmi scria după aceea că îmi pare rău că am lipsit, uite ăsta e statusul meu. De parcă pe mine mă interesa pe statusul... task-uri. Deci el, în momentul în care a luat decizia să plece pentru că nu mai vroia cu management, a început să taie toate legăturile de peste tot. Și cu omul acela nu mai poți să mai discuți, nu mai poți să mai îl aduci pe calea cea bună, tu din poziția de scrum master sau din poziția de membru al echipei, decât din poziția de membru al echipei, dacă reușești cumva să-l influențezi. Da, mai greu. De-aia zic că cumva trebuie obligați și dacă nu obligați nu trebuie, ci pusă problema, ești membru al echipei, avem încredere că până la urmă toate ședințele de retrospective sunt sub un con, sub un glob de încredere în care discutăm deschis despre orice. Că plângem, că râdem, că ne luăm la înjurături. Am cunoscut un grup, eu am lucrat după ce s-au întâmplat, după ce s-au aplanat, dar la momentul în care au construit echipa, au aruncat cu scaune unul după celălalt în timpul retrospectivei. Da, deci, oamenii respectivi aveau niște discuții atât de aprinse încât unul dintre ei a luat scaunul și a aruncat către celălalt. Wow! Da. De ce nu? Eu am avut retrospective în care oamenii au început să plângă și au ieșit din camera respectivă plângând pentru că nu-i mai suportau pe cei seniorii care puneau foarte multă presiune și se simțeau neascultați, neînțeleși, au refuzat după aceea două retrospective să intre pentru că nu simțeau că mai pot avea încredere în grupul respectiv. Și a trebuit lucrat pe apropierea de către seniorii din echipă, erau certuri între junior și senior. Da, deci există și trebuie avute anumite discuții în acestea conflictuale sau, mă rog, generatoare de conflict, astfel încât să iasă la suprafață anumite probleme, altfel rămâi fără oameni sau nu știi de ce nu funcționează lucrurile. Da? Dar de-aia zic că trebuie cumva obligați, într-o formă sau alta, să scrie, cum a găsit Alexandra cu Tulu de se vedea și atunci poate din se simt prost dacă nu scriu. O altă metodă de a-i pune să facă lucrul acesta este să-i aduceți în grupuri mai micuțe, unde nu se mai pot ascunde. Când ești într-un grup mare de 12 oameni, e ușor să te pierzi printre bilețele nescrise și online și on-site. Dar dacă te pune mai întâi în grup, după aceea te pune într-un grup mai mare, după aceea într-un grup mai mare, puteți să folosiți tehnicile alea cu 1, 2, 3, toți. Îi lași să se gândească, după aceea îi pune într-un grup, să iasă cu două bilețele, să după aceea îi puneți într-un grup de 3-4, să iasă cu câte persoane sunt, atâtea bilețele să fie. Și în grupurile mai mici n-au unde să se ascundă. Trebuie să vorbească cu persoana respectivă, doar nu stau 5 minute și se uită unul la altul. Mă gândesc. Te-i mira. Nu știu, mă gândesc. Poate nu i-ai cuplat bine. Te-i cuplezi bine. Eu am avut oameni în echipa Andreea, se făceau call-uri sociale în pandemie, nu știu, care dădeau join și nu intrau, adică stau pe mult în call social de băut bere și de stat de vorbă după muncă. Da, sunt și oameni de genul nimic, acesta. Nici măcar un salut, adică stăteau muți, efectiv, 3-4 persoane mute, fără voi, fără nimic. Păi asta zic că s-ar putea în grupuri de-astea de câte 1-2 să fie mai sociabil, mai ales poate să înțeleg bine. Da, da, da. You never know, știi? Da. Nu știu dacă ai încercat-o și n-a mers, atunci nu mai insist. Dar dacă n-ai încercat-o, încearcă și ne zici dacă a mers. Yes.
Mă gândesc că au fost cazuri mai puține, mai izolate, nu din Nu sunt, ce da, nu. Adică nu Nu e... peste tot și nu întotdeauna, adică, na, dacă ai nor, ghinionul. Într-o companie mare, să tot timpul, știi cum e, trebuie să mai fie și oaia neagră, adică n-ai cum, da, da, de da. Dita mai compania, o grămadă de oameni. Da. Hai să ne întoarcem la discuții. Bun, deci avem zona asta de adunare de subiecte de discuții, apoi discuția propriu-zisă. După discuția propriu-zisă, facem ce? Sau ce ar trebui să facem? Uneori le oferim voturi să, înainte de discuția propriu-zisă. Ah, okay. Noi votăm subiectele. Dacă sunt multe subiecte și timpul nu ne permite, okay, atunci votăm să vedem ce e important de discutat. Okay. Pe măsură ce discutăm, luăm acțiuni. Acolo unde se poate, acțiunile încercăm să le adresăm cuiva. Dacă e cineva din echipă sau care participă la discuție, e informat pe loc. Dacă ne adresăm cuiva care nu participă la discuție, atunci eu ca și Scrum Master cumva cad în sarcina mea să mă duc să discut cu persoana respectivă și să îi comunic așteptările sau nevoile echipei. Ok. Și după ce facem asta? Avem action item la final, mai e un exercițiu de feedback, ceva, să vezi cum li s-a părut sesiunea, cum se simt la final. Adică eu am avut și un de ăsta cu smiley-uri la început, cum vă simțiți, cum sunteți acum, și era o față veselă, una straight și una tristă. Da. Și după aceea la final am zis, ok, hai, cum sunteți acum? Și am rugat să voteze din nou, să-și aleagă smiley-ul, și am fost plăcut surprinsă să văd că din, nu știu, erau cred că vreo 2 veseli la început și 4 straight, și la final era doar unul straight și toți veseli ceilalți. Deci chiar m-am bucurat. Nu știu dacă voi mai faceți altceva. No, similar, similar. Mă gândeam la action points. Mă asigur de multe ori că acele action points nu sunt doar niște idei trecute pe board fără persoană care ar trebui să preia acele action points, și de multe ori întreb cine poate să rezolve ce am stabilit împreună ca echipă. Un grup de oameni, o singură persoană, toată echipa. Întotdeauna mă asigur că există cineva asignat la fiecare action point în parte. Mm-hmm. Pentru a evita să avem doar o listă de idei strânsă care moare acolo pe board și nu. Iar cele mai importante action points, care necesită mai mult timp investit și care ar trebui rezolvate cu prioritate, de multe ori le mut pe board și le luăm în considerare încă din faza din planning. Nu știu, spre exemplu, s-a discutat la începutul unui proiect, nu știu, după primele sprinturi, ne-am dat seama că nu ne-am ocupat deloc de technical depth și că nu documentăm proiectul. Și asta e o chestie care necesită timp și pentru a putea porni de undeva, ar trebui să luăm în considerare încă din faza din planning, un mini time slot de care, nu știu, pe care îl considerăm ca timp mort dintr-un sprint și în care oamenii vor face ceea ce și-au propus în retrospectivă. Deci adaptez cumva în funcție de situație. N-am făcut treaba asta niciodată, am mai auzit de ea și mi se pare o idee foarte bună, dar cred că n-am prins nicio acțiune care să poată fi inclusă până acum. Dar și eu am în vedere și mi se pare fain că o faceți. Ok, bun. Haideți să mergem la pasul următor. Că mai avem, am zis că numai până la 12 și jumătate și este 12:35, mai stăm 10 minute și închidem. Okay. Mai vreau să vă mai țin mai mult. Eventual, poate ne mai auzim în alte call-uri să mai discutăm de experiențele noastre. Bun. Avem o structură de check-in, icebreaker, o prezentare de agentă, adunat de bilețele, vot, discuții, action items cu asignat și eventual mers pe un board sau nu, feedback la final și eventual un check-out, un la revedere și ne auzim. Aceasta este agenda, mă rog, structura. Hai să vedem cum am putea să trecem peste invitație, pentru că nu mai avem timpul limitat, dar aș vrea cumva să vă gândiți la numărul acesta de participanți. În funcție de agenda respectivă, check-in, check-out, cam în capul vostru cum ar trebui să fie numărul de participanți? Toți, mai puțin, mai unu, mai doi? La ședință, scuze, la ședință nu ar trebui să participe toată echipa, nu? Ba da, dar la activitățile de check-in, ca și activitate, dacă o luăm așa, ca și activitate.
ești primele persoane care intră în call. De principiu ar trebui oricum să fie toți. Da, da, da. Cam da, toată da. Lumea. Acum... Pentru zona de icebreaker, icebreaker-ele ca și activități pot să fie împărțite pe mai multe feluri. Adică puteți să folosiți icebreaker-ele în care să meargă o singură persoană, adică cumva individuale, acele filtre pe care le pune fiecare dintre voi, povestit fiecare dintre voi. Deci acestea sunt activități în care o persoană se fac cumva individual, în același timp sau unul după altul, dar individual. La prezentarea de agendă e toată lumea și apoi la what went well și adunarea cumva de soluții, puteți să vă folosiți de diferite activități. Că sunt activități individuale, fiecare pune bilețelul sau puneți în perechi, faceți, cum am zis, acea structură liberating structures cu 1, 2, 3, all. Puteți să vă folosiți, mai ales dacă aveți oameni care nu prea vorbesc sau vor să pună, încercați să folosiți chestia asta, să se gândească fiecare, apoi în pereche să-și adune bilețele, apoi în alte grupuri de trei să mai discute bilețelele deja scrise, să le discute și să vadă dacă trebuie să modifice și apoi în plen, când e toată lumea, să le puneți pe hârtie. Ce părere aveți? Ar funcționa sau ar trebui să folosim altfel de activități? Dar trebuie sigur să funcționeze, că este, cum să zic, ca și elefantul care să-l mănânci, o tai în bucățele cât mai mici. Cam același principiu ar fi. Și asta cred că funcționează. Voi aveți experiența practică, eu nu știu, dar vreau să văd asta. Cum eu nu prea i-am grupat la retro până acum, tot timpul a mers individual. Pentru mine asta e o idee nouă. Ai fi dispusă să o încerci? Da, da, chiar aș încerca-o să văd cum iese. Dacă sunt mai, nu știu, poate așa îi prinzi mai bine în joc, să zic. Se simt mai confortabil, poate. Unii chiar funcționează mai bine în ideea asta de grup. Se simt mai relaxați decât dacă sunt singuri. Da, și asta e adevărat. Bun. Votarea, cum o putem organiza? Toată lumea, în grupuri mai mici? Toată lumea, eu le dau un număr limitat de voturi. Că altfel clică-i acolo în disperare și nu-ți mai dai seama care e de fapt esența. Un număr limitat de voturi și un timp, un minut sau ceva. Că, nu, dacă am discutat, deja știu. Dacă n-am apucat să discutăm, depinde cât de multe subiecte sunt. Fiecare le citește individual și votează, fie citim împreună și explicăm acolo unde e cazul, dăm un pic de context și după aia votăm. Okay. Discuția. Cum ați organizat-o? Ținând cont de tot ce am mai discutat cu numărul de participanți. Eu fiindcă fac individual, fiecare își citește bilețelul și nu, după aceea cumva întrebăm dacă mai sunt completări, mai e cineva, nu știu, are altă părere, altă perspectivă asupra situației. Dacă vede cineva o soluție, că de multe ori se mai întâmplă și așa, cineva are o problemă și altcineva zice, hei, uite, aș încerca așa să rezolv. Și o chestie importantă e, nu știu, toată lumea să fie auzită, e ca toată lumea să fie auzită și toată lumea să aibă ocazie să zică ceva. Și atunci n-ar merge mai bine aceeași soluție, ca și la adunare? Că în momentul în care ai discuție cu toată lumea în plen, nu o să-ți discute toată lumea. True. Doar dacă, nu știu, nominalizezi individual pe fiecare în parte? Cu round robin, așa, cu wheel of names? Cu gura, efectiv. Chiar și fără tool. Uite în chat și iau oamenii, vă rog, ziceți chestii, păreri, vreau să aud păreri. Îi forțez mâna, practic. Dar dacă ați încerca și aici chestia asta cu 1, 2, 3, toți. Sau să nu fie neapărat un, doi, trei, să-i puneți în grupuri, în breakout rooms, 10 minute de discuții. Da, și să vină în mintea mea, s-ar putea să vină cu alte soluții, fiind în grupuri. Nu știu, dacă sunt cinci oameni în retrospectivă, nu prea se merită, dar dacă sunt măcar 9, îi poți pune în 3 grupuri de câte 3 și să vină cu 3 soluții fiecare. Cu cât o soluție fiecare. Asta înseamnă că ai 3 soluții din care să alegi.
Asta când ai ceva la care găsești o soluție. Dacă nu sau știu, la care... ai ceva de care te plângi, doar te plângi și n-ai o soluție, nu vezi o soluție atunci. Păi... sau care nu ține de tine, poate, că e și o situație de gen organizațional, dar nu ține de tine ca echipă să rezolvi. Atunci nu o discuți. Da. Nu ai de ce să o votezi și să o discuți dacă nu ține de tine. Corect. Zic eu. Adică ar trebui cumva, atunci când intrați în discuții, să nu discutați lucruri care, la care nu puteți voi să faceți ceva, decât dacă alegeți să faceți o retrospectivă pentru plângere. Așa să o numiți de la început, Valea Plângerii. Și intrăm și zicem, mă, nu vreau să ziceți nimic, nimic din ce a mers bine, vreau numai ce a fost rău și hai să ne plângem și să ne zicem of, să o numim așa, un lelui ler, știi, așa, românești, așa, ca babele alea care plâng cu vorbe, așa să fie. Bun, sugestia mea ar fi să încercați și discuții de genul acesta, să-i puneți în grupuri mai mititele și să, dacă e o problemă, să vedem cu ce soluții ies ei de acolo, știi? Un grup, două grupuri, trei grupuri, să nu fie mai puțin de două persoane în grup. Action item-urile, iarăși, dacă ar putea să iasă din grupul de discuții, ar fi super, zic eu, dacă nu toată lumea. Feedback de toată lumea. Vreau să merg un pic înainte, pe repede înainte. Că mă interesează, uite, de exemplu, ce stil de învățare ați folosi sau ce fel de instrucțiune ați da în anumite momente. De exemplu, la prezentarea de agendă. Ce ar trebui? Știu că pare logic ce întreb, dar aș vrea să-mi ziceți voi. La prezentarea de agendă, ce am folosit? Ce stil de învățare? La ce stil de învățare am apelat? Vizual, că le faci share la screen și văd. Auditiv, le explici ce urmează să întâmple, vorbești. Poți să pui și o muzică pe fundal, dacă te ajută. Dacă vrei tu. Da, acum să te ridici și să începi să faci sărituri în timp ce le vorbește, nu funcționează. Nu, în mod normal. Deci, apelăm la vizual, apelăm la auditiv. Sunt oameni care apelează numai la auditiv, de exemplu. Nu fac share la ecran, doar spun. Da, așa am făcut eu la începutul experienței mele ca și Scrum Master și nu pricepeam de ce jumate din ei n-au înțeles ce vreau să zic. Și am observat că funcționează mult mai bine atunci când le și arăt în timp ce vorbesc, că unii citesc, na, cred că e și asta cu citit scris, nu? Dacă văd și citesc poate, prezentarea. Da. Exact. Pe partea asta de adunare de subiecte, care e activitatea sau... ce stil de învățare ar trebui folosit cu preponderență? Întrebări cât mai bine formulate. Cel puțin asta folosesc eu. Și dar stil de învățare. Alea sunt instrucțiunile care sunt folosite, controlate. Da, așa, ca și stil de învățare. Vizual, auditiv, kinestetic. Vizual avem și aici. Și vizual și auditiv. E o combinație. Și estetic, cu siguranță. Că nu, organizezi un joc și te chinui să faci să arate bine cu tot felul de chestii colorate, emoji, te pregătești un pic să-l faci cât mai entertaining. Ăla e vizual. Vizual, ăla e vizual. Și estetic? Nu estetic. Estetic nu e, ca tip. Kinestetic. E vizualul, kinestetic. Ok, kinestetic. Da, așa kinestetic, scuze. Că miști chestii, bilețele. Da. Ok. Deci, la adunarea asta avem teoretic tempo-ul cel mai mare, trebuie să-l avem cel mai sus, pentru că avem o grămadă de. La discuții? Auditiv. Și oare n-ar fi bine să avem și vizual sau citit scris? De ce? Pentru că am observat că atunci când... am observat în trecut, făceam lucrul acesta, atunci când se purtau discuții, în același timp scriam niște notițe și vedea toată lumea ce scriu. Și se mai găsea câte unul care era, nu era atent la ce se discută, nu știu, dar păi cum adică să facem așa? Se trezea cu două rânduri după ce, cu două rânduri înainte să citească, să apuce să citească și să zică că nu e adevărat. Ai scris acolo o prostie și o luăm de la capăt. Că poate chiar înțelesesem eu o prostie, pentru că era numai auditiv. Nu era vizual, nu era nimic de citit scris. Eu ce înțelegeam, aia scriam. Eu cum nu sunt în subiect, pe lângă îi obligam cumva și în felul acesta pe ei să fie și atenți.
Bun, Da, noi am ajuns la ai timp. beneficiu. Da. Din păcate am ajuns la timp, la timpul pe care eu vi l-am propus și aș vrea să nu vă rețin. Din fericire. Da. Am să vă trimit cumva ce am discutat acum, exercițiul acesta cu notițele pe care mi le-am luat și cu ce sugestii ați avut și voi și ce sugestii am avut și eu. Și dorința mea este ca data viitoare, când aveți de pregătit o ședință, orice fel de ședință, să vă gândiți la ceva ce am discutat astăzi și să vedeți cum puteți să-l puneți să-l puneți în practică și să faceți switch la ceva. Discutați dacă e nevoie cu o persoană care a fost aici sau o persoană care este în jur și apoi vedeți dacă puteți să și puneți în practică și să ne dați un feedback. Frază importantă, o ședință este atât de importantă pe cât sunt rezultatele ei. Dacă rezultatele ședinței sunt zero, ședința din punctul de vedere al participanților este zero. Din acest motiv, foarte mulți oameni care merg la retrospectivă consideră că este ineficientă, pentru că rezultatele la care ei se așteptau nu există. Și asta se poate regla din așteptări. Trebuie să discutăm un pic cu echipele să vedem ce așteptări au ei de la această ședință. Dacă așteptările lor sunt foarte sus și noi nu suntem în stare să livrăm decât aici, atunci coborâm sau ridicăm. Da? Deci trebuie să găsim. Important. De știut, vă iau un pic pe repede înainte. Aș vrea să... Nadia, poți să pui tu link-ul? Că ești aici. Link-ul de feedback să-l pui în chat. Dacă puteți să dați un feedback în ceea ce privește prezentarea și discuțiile de astăzi, ar fi super. Oricum sunteți puțini. O să-mi dea Nadia un feedback așa, mă ia după colț. Dar aștept și din partea celorlalți să-mi dați un feedback. Vedem cu ce mă pot îmbunătăți pentru data viitoare și cred că voi prelua acest subiect într-o formă poate diferită în funcție de feedback și la PIC IT. Eu vă aștept acolo, Nadia vă așteaptă acolo, Agile Hub vă așteaptă și la PIC IT anul acesta un pic mai spre toamnă și să vedem ce mai putem să mai aflăm, să mai discutăm, să mai împărtășim. Și bineînțeles, dacă aveți nevoie de... Dacă vreți să discutați cu mine, mă găsiți ori pe LinkedIn, ori pe Facebook. Dacă aveți nevoie de numărul meu de telefon să mă sunați vreodată, îmi scrieți în privat și luăm legătura astfel încât să ne mai ajutăm. E nevoie să ne creăm așa ca o comunitate de oameni care au aceleași probleme, că și toți, după ce am discutat așa ceva, ne dăm seama că avem aceleași probleme. Mai devreme sau mai târziu, mai mici sau mai mari, dar pe acolo, pe aceeași temă. Vă mulțumesc mult de tot pentru participare, vă mulțumesc mult de tot pentru subiectele de discuție și pentru discuțiile libere pe care le-am avut. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc și să ne vedem data viitoare!